Bun găsit, prieteni! Sunt Ionel Soica și vă spun bine ați venit la telenovela noastră cu oameni și fapte reale, povestirile sportului. Salutăm prezența altor noi, ca de obicei, a sponsorului nostru, grupul Penny, sponsor al tuturor echipelor naționale de fotbal României și furnizor de produse proaspete pentru acestea, totodată un prieten fidel al suportului român pentru fotbalul tricolor. Astăzi, prieteni, vom juca într-o echipă beton, să spun așa. Pentru că am făcut două transferuri deosebite. Am luptat greu, am licitat, dar până am reușit. Iată ce linie de mijloc avem. Îi vedeți aici, numărul 5 și numărul 55. Doi frați, gemenii de la mijlocul terenului, mijlocașii din perioada foarte bună a Stelei, FCSB-ului, nu mai știu când le delimităm în timp, de la stânga mea spre dreapta, Alex Borceanu și Mihai Pintili. Vă despar mai vreo 6 luni, parcă 6 sau 5 luni. De, ca vârstă. Cred că vreo 7. Cam așa. Eu sunt aprilie 85 și noiembrie, 84. Da, da. 7 luni, cam 6 acolo, luni. Deci în jur de 40 de ani, nu de foarte mult timp retragi din fotbal, de voie, de nevoie. Și de amândoi... De nevoie. Exact. Și amândoi au plecat pe această cărare atât de spinoasă, poate cea mai grea din fotbal, a antrenoratului. Dar vom discuta despre lucrul ăsta. Aș vrea în primul rând să ne referim, pentru că modelul nostru la emisiune este să oferim prin drumul fiecăruia un model pentru cei de astăzi, pentru copii, pentru oamenii care se apucă de fotbal. Știu că la fiecare dintre voi începutul n-a fost deloc facil, n-a fost deloc ușor. Și copilăria a fost destul de grea, într-un fel a fost șansa realizării voastre prin fotbal. Tu chiar recent, Pinti, ai povestit tot prin ce ai trecut, și te ascultam, mă surprindea că totuși ai avut perseverența și tăria să rămâi, să crezi în steaua ta legată de linge. Pentru că nu aveam altă soluție. Și așa am văzut tot timpul. Eu asta n-aș mai vrea copiii din ziua de azi să treacă prin ce am trecut noi. Sau eu. Mă refer aici, Alex poate are și el la fel aceeași părere. Dar noi ne-am chinuit ca să ajungem. Și am făcut sacrificii, poate... Părinții noștri n-aveau ce avem noi în ziua de azi sau ce au copii în ziua de azi. Sigur, da. Și atunci, la noi, plăcerea de fotbal nu ne-a dispărut niciodată. Și singurul lucru care ne rămânea, mergeam în curtea școlii, jucam fotbal zi de zi, făceam de plăcere și doar fotbal știam. Și probabil asta ne-a insuflat și ne-a făcut să creștem și să ne dăm seama, plus faptul ce vedeai la televizor, că era perioada în care erau chiar fotbaliști la televizor și îți dădea oarecum tăria aia, bă, măcar să ajung și eu pe acolo. Și uite că dacă muncești, Dumnezeu ți-l întoarce. Îți oferă o țintă. Apropo, ce model ai avut la începuturile Am zis tot timpul. Mișcării tale în Canavară și cu Mirel Rădoi mi-a plăcut foarte mult. Ei, cred, au fost ca niște ținte ale mele. A, deci din start ți-ai dorit oameni din jocul acesta defensiv, jocul de construcție. Mi-a plăcut foarte mult, da. Nici mă vedeam mai sus. Știam calitățile care le-am și atunci maxam pe partea unde modele sunt din zona ta de clar interes. La tine, Alex? Erai mai sus? Un punct comun este că modestezi în zona Moldovei. Da. Încă un punct comun, într-un fel, dar la depărtat de câteva sute de kilometri bune. Tu în partea de jos a Moldovei, Galați, el aproape de Iași acolo. Da, mie îmi plăceau atacanții. Deși nu mă vedeam atacant, dar mie îmi plăceau atacanții. Bine. Cred că la orice copil, aia care dau goluri sunt cei care atrag, care fascinează. Marco Van Basten e jucător pe care l-am plăcut cel mai mult și sigur că aveam tricouri cu desenate cu Van Basten, Klinsmann și Radu Cioiu. Cred că pentru mine el a avut cel mai mare impact. Sigur că Hagi e cel mai mare jucător pe care l-am văzut, român. Au fost și alții foarte mari înainte, dar pe care l-am văzut jucând. Radu Cioiu atunci când m-am întâlnit cu Radu Cioiu am avut acea emoții pe care o aveam când eram copil. Și s-a întâmplat, cred că acum 2 ani. M-am întâlnit prima oară față în față cu Radu Cioiu și el a fost jucătorul pe care eu l-am plăcut cel mai mult din generația de aur. De ce? Ai argumente? Pentru că era un marcator, marca tot timpul. Și asta îmi plăcea foarte mult. Chiar dacă nu era neapărat conform abilităților mele, asta îmi plăcea foarte mult. Să te bucuri. Voi, într-un fel, ați avut această șansă în perioada copilării voastre să fie foarte multe meciuri televizate.
Înainte oamenii ascultau doar la radio, citau ce citeau prin presă, n-aveau cum să aibă impactul ăsta al unui model pe care l-ați avut voi, în sensul bun și care era clar. Că... A, spune că am avut, era un meci pe etapă, hai să spunem, poate două. Ei, erau meciuri naționale. Transmiteau alea de la Patraneam și de la Bistrița. Păi alea care erau, nu erau, da, neapărat foarte multe meciuri. Nu e ca, nu e ca acum să stai în weekend și... Să vezi. A, numai acum nu se compară. Nu se compară acum. De multe nu știu ce să alegi. Oferta e atât de generoasă și de bogată. Și sincer... Pentru mine personal, pe mine personal nu mă încânta să mă uit la fotbal, ci să joc fotbal. Nu mă găseam în fața televizorului, decât poate la o competiție cum e campionatul mondial sau european, și mă găseai, știam unde să mă găsești. Erau 3-4 locuri unde mă puteai găsi, toate erau despre fotbal. Luai colțul de pune și fugeai. Da, într-un fel, nu știu, vorbeam și am mai avut interviuri cu doi gălățeni de-ai tăi deosebiți, Orac și cu Tudor Stoica. Dom'le, a avut niște ani Galațiu când a oferit niște jucători deosebiți pentru fotbal românesc. Da, există discuții pentru care Galațiu nu mai are jucători sau are extrem de puțini jucători, nici nu știu dacă avem 5 jucători în Prima Ligă a României. Și e clar o zonă în care a scos fotbaliști și o populație destul de numeroasă, dar nu mai reușim în ultimii ani. Cred că cei de acolo ar trebui să gândească. Și începând cu primarul, cu cei din Club Oțelul, pentru că e nevoie de la vârf, de introducerea unor, nu știu cum să le spun, nu reguli, dar a unui model pentru a construi. Și să fie interes, să fie preocupare, să fie un cadru în care se întâmplă lucrurile astea. Absolut, oameni, despre asta vorbesc, dar nu, care nu reușeam să frazez, da. Cum ați avut voi norocul, că am înțeles că erau niște oameni care umblau pe străzi, ca și au descoperit și pe Costel Orac și pe Tudorel, povestea, jucau străzile între ele. Așa era o bogăție și o dorință de a juca fotbal. Acum cred că problema este faptul că plătim pentru a juca fotbal. Copiii plătesc pentru a juca fotbal. Cred că la Galați sunt peste 40 de cluburi de fotbal până la vârsta de 14 ani. 40 așa de cluburi. Multe la Galați. Da, valorile sunt împrăștiate. Momentul în care aduci un copil, nu-l aduci pentru că acel copil este, are abilități pentru a fi în acea echipă, ci pentru că poate să plătească taxa. Pentru că părinții pot suporta taxele. Și valoarele sunt atât de diferite. Da, și se bulversează totul. Da, jucătorii cei mai valoroși nu se pot lupta între ei, pentru că în echipă au fi cu echipieri, fie adversari, care sunt atât de slabi și creează atât de mult spațiu și timp, încât poate să își iau un suc, să se așeze pe scaun și după 5 minute să ducă să șuteze și tot vor marca. Da, de selecție. Nu mai e selecție. Da, nu ai, nu. Selecție, și, atât adică de la dispoziție selecție. Auzi la Galați, 40 de... Acum, care de-așa de-a făcut bani, e clar că nu îi îndeamnă în luptă pe aia pasiunea pentru fotbal și dragostea pentru a crește copii, ci afacerea, banii care ies. Păi poate cifra e greșită, dar sunt extrem de multe cluburi. Iar în momentul în care ei fac 12, 13, 14 ani, neavând prea multe terenuri de 11 la 11, aproape toți se pierd. Da. Dispar. Și avem două sau trei echipe, poate? Poate, maxim patru care concurează. Sunt în competiții după vârsta de 14 ani. Da, la elită, zici tu? Nu, nu vorbim de elită. Vorbim și de cluburi de amatori. De amator. La elită nu știu dacă avem vreo echipă în afară de Oțel. Care să fie. Și la un moment dat mai aveam una. Pentru că e o sumă destul de mare. Și au fost încă în vechi de două, chiar trei formații, în A, în B și în C. În momentul ăsta Galațiu n-are decât o singură formație în Liga 1 și două formații din județ în Liga 3. Două formații din județ, nu din oraș. Da, și o formație de Liga 1 care a jucat finala Cupei cu 9 jucători străini și 2 români. Da, e nevoie ca... Aici e problema. E nevoie ca Oțelul să-și îndrepte privirea și către copii și juniori. Și din perspectiva celor care dau bani, și vorbim aici de primărie, primăria și oameni din Galați, suporterii, își doresc jucători gălățeni în echipă. Doar că e nevoie ca și clubul să construiască o academie mai bună. Și să nu urmărească interesul doar de moment. Da, în momentul ăsta se urmărește interesul, adică rezultatele echipei mari și mai puțin a dezvolta jucători. Păi uite, apropo de asta, Pinti și Hagi a luat o poziție de curând, apropo de pierderea identității cluburilor românești datorită acestei mase de jucători din afară care vin, nu aduc nimic în plus
N-aduc jucători. Dar consumă foarte mult și nu sunt legați de culorile pe care, de cluburile pe care le slujesc. Ce a zis și Alex. Vin jucători care vin din Liga a 3-a sau Liga a 4-a sau vin, care au fost accidentați un an de zile, vin în România și aici e pentru ei ca o revenire la o formă bună și după aia la revedere. Dar ei nu vin gen să joace cu inima sau cu sufletul pentru clubul. De aia zice Alex, de jucători din Galați care să pună sufletul, să-și dea viața pentru echipa aia. La da, noi acum am particularizat cu Galați, dar situația asta e peste tot. Da, e așa, la urmă. Chiar mă gândeam la asta. Nu duce lucrurile numai acolo. E simptomatică și orice comună, generalizată oriunde. O școală de fotbal. Comună, mă refer la comună, și fiecare fost jucător sau un om din sat de acolo înființează o școală de fotbal. Da, și denumirile astea pompoase, academii de fotbal. Inventează ei școală de fotbal. Da, cine controlează pe ei sau... Da. Cum era la București, era Chelsea București, dar ei n-aveau dreptul să aia. După aia s-au sesizat. Nu mai zic de denumirile pe care le-au avut, care le împrumută și le... Păi, stai, păi și voi ați avut asta, Oxer Lugoj. Oxer Lugoj, eu chiar am jucat la Oxer Lugoj. Și-a jucat cu Arsenal Motru, da. Adică era derby. Zici, eu fi mă, frate, asta, să fim frății cu Oxerul, cu nu știu ce. Na, nu e un mare club al Franței sau al Europei, nici atât. Da. E un nume, știi? Sau nici la Lugoj, nu în alt oraș, să numească o echipă. Era înainte Vulturii Lugoj, parcă se numeau. Mai era vremuri, Vulturii, da. Da, pe vremuri. Mai apropiat de a noastră, mai autohtonă. Da. Mai pe românește. Da. Păi și până Alba, prietenul vostru, Maxim, a fost la o echipă care la fel se numea nu știu cum. O denumire așa care a existat câtva timp și a dispărut. Pozițiile astea pe care v-ați consacrat, mijlocaș și mai ales cărător de pian, cum se spune în lumea voastră, vi le-ați ales voi sau destinul a făcut și drumul și antrenorii să fiți stabilizați pe aceste poziții? Răspundeți cum vreți, nu e ca la școală, numesc pe cineva. Da, eu pot să am jucat și fundaș central și libero, dar... Păi știu că ai fost și pe dreapta și pe stânga. Poziția, cine m-a împins mai sus, la mine a fost Petre Grigoraș. El, când a venit la Panduri, într-adevăr și cu Ionuț Badea înainte jucasem mijlocaș central, dar foarte puțin, câteva meciuri. În schimb, el a văzut chestia asta și a și schimbat sistemul, jucam cu doi interi, eu fiind mijlocaș defensiv. Și cred că el m-a împins și acolo, într-adevăr, practicam și un joc mult mai bun. Ți-a plăcut noi. Și ție, te-ai pliat da, bine pe post, adică te-ai simțit toți, bine? Toți, de fapt, că a ieșit o emulație bună și chiar am făcut un retur sau un sezon bun atunci cu Panduri. La tine? Alex? Eu am cochetat cu mai multe poziții. Am jucat fundaș dreapta când eram junior, apoi am jucat undeva cu trei mijlocași în stânga, ceva gen Inter, în momentul ăsta jucam în linie. După aceea am debutat și am jucat în Liga a doua, am jucat mult timp, cred că vreo 4 ani. Are pe stânga într-o formație cu 5 jucători. Și mai avansat. În stânga, dar jucam într-o formație cu 5. O wingback, da, un jucător de bandă. Da, maratonist pe la toată latura aia. Da, dar nu pot să zic, eu nu înțelegem foarte bine jocul în atac. Ideea e că există o problemă și oamenii spun cărător de pian, e o discuție. Problema, da, e o expresie așa problema noastră este că dură, mai frustă, jucătorii din Balcan nu prea au hobby-ul să se apere. Noi de asta am excelat, pentru că nu foarte mulți jucători din Balcan au hobby-ul apărarea. Totul fotbalul înseamnă atac, iar dacă vorbim de tactic, toate echipele antrenează tactic în apărare. În atac n-avem tactic și asta n-am lucrat. Chiar n-am lucrat. Și normal că n-am excelat acolo, pentru că doar dacă un har divin s-ar fi coborât asupra mea, aș fi învățat să atac. Altfel n-aveam cum să învăț atac dacă nimeni nu a... Nu lucra, nu? Nu lucra. Iar când lucram cum se lucrează foarte mult și acum. 10 contra 0 sau 10 contra 1, adică jucătorii și ne imaginam adversarii. Inexistent, da. Problema în weekend este că sunt băieți cu tricouri de culoare diferită care au un obiectiv să ne ia mingea. Da, mai vor și ei același lucru. Da. Nu mai sunt imaginat. Sunt sarcastic, dar e trist pentru că mi-aș fi dorit mai mult pentru mine. Și asta e ceea ce îmi doresc pentru jucătorii pe care voi antrena. Păi eu cred că e clar, aceste neajunsuri, aceste lucruri care voi le-ați semnalat cu atâta acurateze. Să le transpuneți pe urmă, să nu mai repetați aceleași greșeli, să puteți îndrepta niște anomalii, pentru că sunt niște anomalii pe care voi le-ați avut de-a lungul carierei și când veți avea acest statut de antrenor și veți avea șansa să antrenați, să sperăm că va fi cât mai curând, să nu mai repetați. Cu mine, discutați cu mine, că el e de succes deja. El deja are succes. E succes, da. E de succes, da. Ca delegat.
da. Să spunem secund. Să spunem antrenor secund. Da, okay. Vezi, este chiar trist că și la zi, eu nu pot să-mi spun și eu în CV că am luat un titlu după banca tehnică cu steaua aia. E ofens oficial, da. Da, nu da. În fine. Ideea următoare. Noi am ajuns probabil pe acea poziție pentru că am jucat în echipe mici care predominant se apărau. Da, trebuia să apere, da? Să muncească. Am învățat asta. Da? Eu personal, el era mai bun ca asta la mine, decât mine, mult mai bun. În a se demarca în spatele din mijloc, chiar în spatele din spate și undeva să ajung în carul advers. Pentru mine, când intram în carul advers, era criptonit. Eram pe planeta Krypton, da, se întâmpla ceva, era. Și când ai intrat, ai dat gol. Întâmplare, Mihai. Păi, nu mai contează. Întâmplare, e o întâmplare. Dar jocul are rostul în viață. E o excepție de la regulă. Corect. Da, nu, am reușit, ok, bun. Amuzant e că acum la mine fotbal jocă în față. Da, dar... Te răspund acum, de tot ce n-am fost în ce fotbalist. Da, ți era frică. Da. Și am ajuns să jucăm acolo pentru că acolo ne-a dus jocul. Echipele noastre se apăreau în jumătatea noastră și aia am învățat. Făcând zi de zi practică. Și vrând v-ați perfectat mijloacele, metodele. Și sigur că am avut mai mult noroc decât ceilalți, decât mulți alții și sigur că am depus un efort foarte mare la nivel de creier, cel puțin, pentru că a inhiba nereușita, a inhiba faptul că ai 22-23 de ani și încă nu joci la un nivel foarte bun, deși știi că ai dat tot ceea ce e mai bun din tine. Și simți că ai putea să oferi mai mult. Asta e, cred că asta te macină. Da. Să dacă ți-ai cunoaște limitele, zi, asta este, te-ai automulțumit și... Să inhibe acea dezamăgire, unul dintre lucrurile cele mai grele în fotbal. Și cei mai mulți se lasă pentru că nu poți să inhibi faptul că încă nu sunt acolo. Așa. Da. Da, e lupta asta cu propria persoană, cu propria conștiință, cu propriile ambiții, propriile obiective pe care fiecare și le propune. Le faci, nu le faci, mai ai puterea să muncești, să tragi pentru ele, să te sacrifici. Când tu știi că faci totul 100%, te antrenezi, joci bine și vezi că nu faci pasul, intervine dezamăgirea aceea și atunci parcă zici, păi, ce rost mai are? E important să crezi. Da. Pentru amândoi cea mai bună perioadă a fost cea de la Roșu Albastru? 100% și la echipa națională, nu. Bine, sigur. La noi, a fost o chimie la noi, nu știu. Adică, pot să explic imediat. Mulți m-au întrebat, domnule, cât de aia. Bă, nu, e greu să explic. Am jucat și cu Prepeliță și cu Oban, nu mai știu cine mai... Poate îi uit să mă ierte, dar cu el, nu știu, a fost ceva. Eu știam ce vreau. Da, și într-un fel a părut un lucru anormal, că erați doi jucători de același profil, doi pădurari. Da. Eu pot să explic. Și totuși v-ați completat, a fost o complementaritate care a ajutat foarte mult echipa. Eu pot să explic. Te rog. În primul rând vorbim de încredere. Ce înseamnă încredere în fotbal? S-a dezvoltat foarte repede, în câteva săptămâni. Înseamnă că eu știu că el va fi acolo pentru mine. Și el știe că eu voi fi acolo pentru el. Fotbalistic. Poate că în afara terenului am avut divergențe de opinii, deși nu foarte multe, dar pe teren eu fac asta știind că el va fi acolo în caz de am nevoie. Și reciproca, după aceea la următorul nivel este faptul că devenim predictibili unul pentru altul. E mult mai ușor când eu mă aștept ca el să mă acopere. Da? Și el se așteaptă ca eu să presez decât când mă întreb, oare ce-o face colegul meu? După aceea, cred că cel mai mare merit pe care el l-a avut, pentru că, așa cum ați spus, eram de același profil, într-o oarecare măsură, deși nu eram, apăream, putem să... Așa apărați în fața lumii. Parcăm discuția asta, că asta durează mult. Da. Asta trebuie parcată, da. Bine, am înțeles. Da, după care trebuie să intru un pic și puțin mai tehnic în chestia. Cred că dispoziția, disponibilitatea lui, pentru că noi jucam în același loc, în fața apărării. Da, exact, pe asta spun. Ei, disponibilitatea lui de a face altceva, da, ca noi doi să ne călcăm pe picioare și nimeni altcineva n-a avut disponibilitatea asta, eu fiind cu un ego mai pronunțat, ceea ce e greșit, dar câteodată în fotbal te ajută. E bine că ai puterea să recunoști. Da, cu un ego mai pronunțat n-am vrut să renunț la poziția, la poziția mea. Da, și la importanța mea în echipă și disponibilitatea lui de a accepta asta și de a-și căuta o altă, o poziție poate nu neapărat confortabilă la început, după care a fost impecabil, ne-am aliniat, da? A făcut ca ceea ce am făcut cu el împreună să nu fac cu ceilalți. Cu ceilalți, exact cum spune și el,
deși erau jucători foarte buni și noi eram jucători foarte buni, cumva ne jucam cam în aceeași poziție, nu lăsam de la noi. Și asta cred că a făcut diferența pe lângă tot ceea ce am discutat până acum. Iar unde eram noi foarte abili, când suntem pe teren, primul lucru care se întâmplă, voi fi foarte scurt, schimbăm informații. Cele mai multe informații le schimbăm la nivel inconștient. Eu fac ceva, el observă asta. El nu face prin vorbe, ci prin... Schimbăm mimică, și prin vorbe. Prin gesturi, foarte prin... puțin. Foarte puțin. Foarte cele puțin mai multe vorbe. Lucruri rămân la nivel non-verbal. Doar te uiți. Și rămân inconștiente. Deci pe simțuri. Da. Pe... da. Asta înseamnă că ne simțim. Practic, eu din limbajul corpului înțeleg pe ce picior vrea el mingea. Sau invers, dacă el super. Vedea că pleacă în pressing, gaf, da. Era la 2 metri spatele. E un semnal lui. Pentru el, da? Da, chiar... Da? E un semn... Asta da. Se întâmplă prima dată. Noi comunicăm, orice jucător, toți jucătorii fac asta, doar că comunicarea noastră era mai bună decât a celorlalți, mult mai bună. Pe baza unui informații care sunt de încredere și predictibile, mi este mult mai ușor să iau decizii, că dacă ar fi de neîncredere sau impredictibile, nu știu ce așteptări să am. Te crispează, da. Am niște așteptări, iar el le... vine cuvântul. El anticipa și... Da, exact. Exact. Prin jocul lui mergea exact pe ceea ce... Pe ceea ce gândeam eu și... Exact, și asta înseamnă că ne simțim. Știi? Da. Se poate dezvolta faza. Știam când trebuie, nu mai mă uitam la el când urca cu mingea, eu trebuia să știu că el trebuie să mă duc să fac o țăcăneală cu el. Să-mi o dea, să-i o dau la șcaia. Ce păcat că a jucat atât de puțin împreună totuși, că dacă deci trebuie să te gândești nici 3 ani. Diagonala, știi? Când te pregăteai, nici nu mai stăteam. Știam că urmează diagonala, eram deja pe mingea a doua. Pentru că știam că mă uitam că... Dar nu mai erau timp pierdut, timp morți. Când punea capul în pământ, mai făcea odată, știi că o aveai pe aia, de făceai stânga, dreapta, iarăși, buf, eu știam, nu mai, adică asta e, îl simțeam. Asta nu se întâmpla numai între noi. Faptul că între noi era atât de evidentă, ajuta și faptul că și ceilalți cu echiperea noștri erau predictibili. Noi eram predictibili unii cu alții. Și într-o oarecare măsură, într-o mare măsură, impredictibil pentru adversari. Că și asta e important. Reprezentativă pentru ce însemnați, cine și cum să mai treacă pe acolo? Da, când pitburii noștri... Da. Și la modul în care noi deposedam eram diferiți. Pentru că oamenii spun, da, amândoi deposedează, eram diferiți. El deposeda de pe picioare și era foarte, foarte bun în contact, în duel, corp la corp. Eu eram un jucător care mă duceam jos și stăteam tot timpul pe fund, cum se spune, în tackling-uri, în alnecări. El rar folosea asta. Da? Și pentru că eu aveam nevoie să compensez o poziție proastă pe care el o avea mai bună. Da, sunt o grămadă lucruri care noi din tribună nu, poate nici și meseriașii nu le observau. El era foarte bun să demarca în spatele din mijloc, în primul rând că îmi crea spațiu. Plecând de acolo, lua adversarul cu mine. Practic spațiu ce este? Lipsa cu echipier sau adversar. Da. Și rămâneam eu cu adversarul meu direct. Mult mai ușor de jucat decât 2-2, mai ușor de jucat 1-1. Sigur, nu era chiar 1-1. Plecând de la aceste elemente de complementaritate pe care tu le-ai evidențiat foarte bine, de fapt amândoi, de-mi, cine a avut ideea să vă aducă la Steaua pe amândoi în aceeași perioadă? Da, Alex a venit înainte. Da, el a venit cu un an înainte. Pe mine, Nea Gigi. El personal? Da. El a vorbit cu tine? Da, am vorbit și cu Nea Gigi. Am vorbit și cu Meme, dar Nea Gigi a vrut să mă aducă. De la Timișoara, nu? De da. De la Poria Ec. Și pe el, cred că Reghe a insistat. Da, Reghe a insistat. Cred că și Meme. Meme l-a început așa mai. După aia cât a stat, stătea după mine în revene, a zis gata. Asta-i. De-aia spun că era clar cu un om care se pricepea și care vedea toate lucrurile astea, că poate n-ai cum să le știi dacă îi vezi separat jucând. Ce pot face? Păi da, dar la început toți erau puțin, că n-aveau de unde să știe. Asta e ideea, că la început toată lumea, bă, am doi pe același post, nu cred că o să se înțeleagă. Mulți. Asta da, dovada orgolului a trebuit și cifrele. Unul avea 5, o trebuie să ia la altul 55. Adică să vadă că suntem de acolo amândoi. Cred că se așteptau să fie o problemă, pentru că mă cunoșteau pe mine, eu fiind deja acolo. Și cred că nimeni nu putea să știe până în momentul în care ne puneai pe amândoi în același vestiar. Pentru că, așa cum am zis, luați independent, am jucat cu mulți jucători foarte buni. Da? Și cu unii chiar am făcut-o foarte bine. Doar că împreună am făcut-o mai bine și valoarea noastră a fost mai mare decât suma individuală. V-ați ridicat, da? Până nu pui și doi jucători împreună, n-ai de unde să știi dacă ei sunt compatibili sau nu. Iar noi am fost mai mult decât compatibili. Și am fi jucat mai mult împreună, ce obțin echipa națională, dacă eu nu mă accidentam, pentru că clar.
mi-e greu să cred în momentul ăla, toată lumea spune despre mine că sunt modest, dar mi-e greu să cred în momentul ăla că cineva putea să joace în fața mea în contextul nu, în care... Nu, e bine să fii realist, adică în contextul în care eram sănătos, pentru da. Oamenii care nu au făcut mare lucru, trebuie interpretat așa. Sunt modest în anumite situații, dar când trebuie să... Adică sunt modest. Încerc să fiu realist. Și dacă sună modestie sau nu sună modestie, nu, este un rezultat. Lucrurile totdeauna, lumea da. Sunt judecate prin comparație. Da. Cu cei care erau din timpul tău, cu cei, nu te compari cu ăla de acum 50 ani sau cu cel care e acum. Am fi jucat împreună probabil următorii 5 ani tale. În echipa națională. Următorii 5 ani am fi jucat în echipa națională. Pentru că... Forța acolo la mijlocul terenului pentru... Pe lângă faptul că independent eram foarte bun și la un nivel mai bun decât ceilalți jucători pe poziția noastră, tot respectul pentru ceilalți. Și ei știu asta. Împreună, nu era 1 plus 1, 1 plus 1 făcea 3. Împreună eram... Aveați un plus care... Da, aveam un plus. Era mai mult decât suma, era mai mult împreună decât suma valorii noastre individuale. Gattuso, cine ți-a exprimat? La Galasca, de Gabi Paraschiv mi-a zis. Da? Da, da, da. 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 Pitbull adevărat. Știți că în 2009... Nu știu dacă aveți informația asta, a venit trofeul Cupei Campionilor Europene în România și am făcut, l-am luat pe Ducadam ambasador și am făcut un traseu prin țară, întâlnind în piețele publice și final la București. Ceea ce vreau să vă spun, că era trofeu câștigat de Milan cu vreo 2-3 ani înainte. Iar pe acel trofeu, care este foarte dur, era mușcătura lui Gattuso, oameni buni. Forța animalică, numai ce vedeam noi în teren. Ne-a explicat cei care l-au adus, că era acolo, zice, ce cu urmele? Erau dinții, nu? Ce omul dracu era? Deci să muși din trofeul ăla de bucurie, când au luat ei, nu știu dacă era capitanul atunci, dar trece trofeul pe la fiecare și a imprimat... 2007 au câștigat. Da. 2007. Nu știu dacă nu era Nesta sau nu? Da, nu, da, gestul lui, adică de ce nebunie de om, ce forță de asta. Nu știu dacă Maldini mai jucă. Da. Nu cred. A marcat un gol în primele 3 minute. Cred că când tot. Ați avut prima ceartă între voi? No, dar nu ne-am certat. Sau ciondănele, nu așa? No. Nu ne-am certat. Da, dar n-am avut niciodată. Înțeleg că în teren niciodată nu v-ați spus nimic rău unul altuia, dar după aia nu era ceva să o reproșați? După aia stăteam și analizam meciul, și chiar ziua. Nu, din perspectiva asta, în general, noi jucătorii ne reproșăm. Păi știu, pe de-aia zic că, mai ales în 5 acolo, cu adrenalina aia ridicată la... Nu. Te-a pus să reproșezi, să spui, meciul să sau ceva, îi amintești, băi, no. Nu mi-ai dat-o așa, ai făcut așa. Nici eu de asta zic. Nu, n-a fost cazul. Cazul da. V-am zis că a fost la... Chimie adevărată, da. Mai degrabă dacă se lua cineva de... Ce faci, mă? Hai, imediat să răi, da. Păi nu e dacă, dar n-aveam, nu eram, eram... Păi, apropo, dar vreau să întreb un lucru. Aceste prietenii, aceste cumetrii care le-ați creat între voi la FCSB, tu ești încă și acum acolo. Sunt de bine sau de rău într-un colectiv ca asta? E foarte bine, bă. Păi noi suntem, ne vedem și acum după... Nu zic că asta relația cu el, dar... Nu duc cu el, eu nu zic ăla cu el, cu ăla cu ăla boteza copilul, ăla nu știu ce. Păi, mă pun nu-ți creează niște obligații sau niște... Păi nu, ei trebuie să știe că eu sunt într-o postură acolo, nu-s... Nașul, nici deci finul. Se face delimitarea între asta, eu știu să o fac. La o botez sau la o nuntă eu știu să o fac. Dacă ei nu înțeleg, atunci e problema lor. Eu le-am și zis. Aici, când intru pe poartă, se schimbă situația. Când am ieșit și vii la mine în casă, nașul, finul sau ce vrei poți să-mi zici. Da. Sau ieșim împreună, n-am nicio problemă. Dacă ne suntem acolo, nu poți să te respect ca și... Ce relație între tine și Vlad și Chiriche așa? Eu sunt naș și el e finul. Păi da, dar nu există, asta vă zic. E o relație care vine, vorbim, explicăm, dar n-are nicio legătură. Și un istor tot așa? Da. Și n-ai insistat. Ai Nistor a alergat de frică când jucam cu el. Da? Doar țipam la el. Așa, dacă. Poate de-aia nici n-a ajuns. A fost de discutat de câteva ori să ajungă și la FCSB. Da. N-a ajuns. Mi-aș fi dorit. Eu mi-aș fi dorit. Dar n-a fost să fie. Și într-un fel eram mai... Fiind capitanul Dinamo, după aia s-a spus la Craiova... Nu, fiecare a avut drumul lui, asta este. Echipele nu prea e bine să te plimbi așa, să fii... Nu știu, n-aș vedea o... Care a fost cel mai meciul numărul în care voi chiar a simțit că v-a mers totul atât de bine încât e greu poate și de amintit? Și dintre cele interne și dintre cele computerele internaționale. Și pot să zic și la Națională că am făcut meciuri bune împreună. La Steaua, o să zic și ăla cu Chelsea, mie mi-a plăcut. A fost meciul care chiar
și fiind și păi au fost ani când v-ați confruntat cu niște forțe nu, au fost și în grupele Champions League și în Europa, dar și în campionat, nu știu. Eu, dacă mă întrebați pe mine, mie mi-a plăcut personal la Piatra Neamț. Când a dat el gol din lovitură liberă, eu am dat și eu gol, făceam toate gesturile și chiar a fost un meci 4-3 s-a terminat, dacă nu mă știu. Da, 4. Adică a dat și el gol, am dat și eu. N-a fost aranjat. Bine, da. Când auză scorul ăsta 4-3 ca să dea unul multe gol, că au fost vremuri în care erau scoruri de-astea tocmai pentru a face ghete de aur, pentru a face gol ghete. Da, da. Să dăm noi amândoi goluri, cam nu pariază. Era o raritate, da. Da. O piatră rară. Bă, da, da, să dăm de eveniment la goluri, da. Da, să dai, dăm amândoi goluri într-un meci, mie mi se pare cam greu. Așa, hai să mai dau eu la nu știu cât timp, sau Alex la nu știu cât timp, da. Eu mai rar, tu mai des. Apropo de postura asta, de constructor, de zidare ai fotbalului, să zic așa, n-ați fost invidioși pe aia din față care dădeau goluri, care ratau, dar pe aia dădeau un gol și erau cei mai aplaudați, cei mai lăudați. Dacă nu eram eu, nu dădeau goluri. Noi, dacă nu eram noi, nu dădeau goluri. Nu. Cât s-au fundat. Așa că v-ați acceptat condiția asta? Da, absolut. Bineînțeles. Și-am făcut tu de când ai început să te tunzi așa zero? Să o faci să fii mai fioros? Când aveam 16 ani, două ori. Da? Era ieftin. Rar te-a văzut cineva cu părul puțin mai mare în cap. Este ieftin. Dacă te tunzi acum, acasă, cred că te, acasă te-ai văzut. Da, nevază m-a tuns astăzi. Așa? Acum ai 1,5 milion tunzi. Dar nu. Da, e foarte confortabil. Da, e comoda. Ei, erai și fioros pe teren, adică când ești așa, uite și acolo în poza asta. Nu intenționam în mod direct, dar nu e, după zic că nu-mi plăcea, îmi plăcea că avea o uite, oarecare, aveai păr. Da, oarecare teamă. Era, cred că, benefic pentru echipa noastră. Mm-hmm. Cred că era benefic. Aveți cred doi copii fiecare, nu? Da. Da, da. Băiat și fată la fel? Da, în aceeași ordine. Da. Da. Al tău? În ce fază e cu fotbalul? Știu că e mai... Păi, la noi, la Academie. Câți ani are acum? 12 ani. 12 ani. Și ce joacă? Se duce spre optar, așa, un Inter. Uh-huh. Box to box. A, deci mai tehnicuț. Nu stă numai lângă apărători acolo. Nu, nu, nu. Cum făcea taică-s. Nu, nu. Nu-i place agresivitatea. Fata e mai mică. Mai mare. Mai mare fata. Fata are bacul, 14. Uh-huh. Și la tine, Alex, copii cât au? 14 fata, 12 băieți. La fel. A, la fel, exact. Da, da. Uite, încă una între potrivările alea, care treceam în așa asta în revistă. Asta n-ați notat acolo. Nu, pe asta nu aveam, că nu intră în intimitățile personale. Poate mai spune și de soții, ce ați născute sau nu știu ce și sau din ce zonă vin. Nu, nu, nu. Și al tău la fotbal? Au ani diferiți. Da, și băiatul tău la fotbal? Nu. Nu l-ai dat, nu vrea? La lupte. Nu, băiat la fotbal, nu e nici la lupte. Nu? Nu. Nu-i place sportul, nu? Nu-i place fotbal. Nici eu n-am insistat niciodată. A, nu știu nici că e limita aia în care nu trebuie să forțez lucrurile mai mult decât... La momentul în care s-a născut el, începusem să urăsc fotbalul. Deși îmi plăcea... Era perioada ta... Nu, începusem să urăsc fotbalul. De asta aș fi fost nevoie de 2 ani în care m-am lăsat de tot. N-am jucat nici măcar mini fotbal. Să ștergi banda și să... Da, da, avem nevoie să șterg banda neapărat. Și cred că asta e alt obiectiv de-al meu. Am bifat un obiectiv ca antrenor. Acela de a face lucrurile pe care nouă ne-au lipsit. Asta e un alt obiectiv, să n-aduc jucătorii într-o stare a creierului în care să își dorească de doar epuizare, să... De saturație, de... Da, de a sta în cantonament, de a... Păi, care, de au fost, care au fost acumulările din spatele acestei stări pe care ai avut-o? Că voi, totuși, n-ați mai apucat perioada aia cu cantonamentele alea... Da, noi nu mai vorbim despre cantonamente, nu vorbim mai despre cantonamente. Ședințele tehnice, pregătirea... Dar crediți că ei au scăpat de acele emoții, cei care au stat lunile la cantonament? Nu, 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 dar îi măcina. Dar îi măcină și acum pe unii dintre ei. Da. Cu unii dintre ei, dacă îi întrebați, păi când aveți în podcast... Că și-au dus jumate din viață în cantonamente. Da. Și acum îi măcină. Eu cel puțin am scăpat foarte mult de acele emoții. De mare parte dintre emoțiile suprimate și reprimate le-am dat sunt pe papa. Niște ani ai unor vârste foarte frumoase în care îi petreci foarte mulți, cum a spus, v-ați căsătorit de vreme, îți dorești să fii alături de familie, da, și sigur să numai nasc copii. Mult mai multe lucruri. Mult mai multe lucruri care s-au întâmplat și antrenorii, pentru că încercau să câștigi meciuri, atât în beneficiul echipei, cât și în beneficiul lor, și în beneficiul jucătorilor, în beneficiul tuturor, se foloseau de ego-ul nostru. Practic, ne vorbeau tot timpul despre orgoliu. Și atunci când suprapui cine ești, ego, cu ceea ce faci fotbalul, când încarci prea mult, și când pierzi, practic e o invalidare a ta personală.
Au iei ca pe un eșec. Pentru că ți-ai folosit orgoliu, da. S-a dus ceva în plus în acel meci, nereușita o simți ca un eșec personal. Azi, mâine, poimi, răspoimi, apoi vin accidentările, apoi vin cantonamente. Și în timp se acumulează. Da. Da. Tu îți place, studiezi psihologie, văd că ești îndemnat spre lucrurile astea, să le dai tent asta. Asta e unul dintre rolurile pe care le-am ca antrenor. E, nu toți, nu toți gândesc așa. Fiecare gândește cum... Eu nu spun că ceilalți majoritatea nu gândesc așa. Păi sigur că de-aia zic, pentru puțin nu vor, sunt pentru cei nu vor să care schimbe. Văd dincolo de niște scheme tactice, niște așezări în teren, niște repetiții astea interminabile, n-au și mai pierde timpul, nu-și mai consumă energia mentală să gândească. Fiecare antrenează cum crede. Eu vreau să fac ceva care să fie benefic jucătorilor și a înțelege cum funcționează creierul lor și ceea ce înseamnă fotbalul, pentru că ce am demonstrat noi doi, am demonstrat că antrenamentul individual, îmi pare rău pentru cei care au școli de fotbal individuale, există așa ceva, antrenamentul individual nu există, trebuie aruncat pe fereastră, pentru că noi doi ce am făcut pe teren nu are legătură cu un singur jucător, este vorba de relația dintre noi. Orice acțiune e o interacțiune. Nu e o acțiune a mea, independent de ceilalți. Că atunci aș putea să o fac și în curtea școlii, și în parcare, și cu mâini la ochi, și cu mâini. E o interacțiune, e o relație. Și de asta, atunci când avem nevoie să antrenăm jucătorii bine, trebuie să antrenăm această relație. Adică jucătorii trebuie să fie pe teren. Împreună, contra unor băieți cu tricouri de culoare diferite, care încearcă să ne ia minge. Și lucrat și pe individ, nu numai pe grupuri, nu numai pe idei. În cadrul antrenamentului echipei, antrenăm individul. Cum trebuia individul sau ce trebuia individul să, ce informații trebuia să schimbi, ce decizii trebuia să ia, da? Dar în acel context ai nevoie de context, în acel context noi performăm. Nu ne performăm în parc cu antrenorul care ne ia 100 de lei pe ședință să ne rate cum să trecem printre jaloane care nu se mișcă. Da? Nu, noi suntem antrenați individual, da? Ce poziții trebuia eu să aleg în momentul în care eram în relații cu pintilii și cu adversarii noștri. Adică să te obligă să-ți gândești și tu rolul, mișcările pe care le faci. Să nu le iei așa, să le înghizi ca pe grăunțe. Absolut. Este... Și totul să treacă, da, prin judecata, prin filtru gândirii absolut tale. Absolut. Absolut. Și spre asta mergi tu. Da, vorbim în cea mai mare parte o gândire inconștientă. Pentru că acțiunile se petrec, sunt reflexii la fotbal. Ai timp în anumite momente să devii conștient de anumite părți din acțiune, dar în general sunt reflexii. Da, dacă să meargă reflexia, trebuie să faci foarte multe repetiții. Repetiția ceva care este relevant, adică jocul de fotbal, în mod ideal 11 la 11. Da. Pentru dacă faci repetiția ceva care e irrelevant, eu contra 7 jaloane. Da, nu o faci fără dinamică, fără condițiile reale de... Să antrenezi realitatea. Contextul e acolo, exact. Adică mai bine am o repetiție a ceva care se va întâmpla să bătă decât 500 de repetiții altceva. Și nu acumulezi nimic. Cu speranța că va exista, da. Va exista un transfer. Poate va exista un transfer în a lovi mingea puțin mai bine. Dar dacă eu nu l-am văzut pe pintilii, eu sau nu știu adversarul. Ce decizii să iau, da, sau adversarul sau ceilalți cu echipier. Eu nu știu ce decizii să iau. Da, da, ești, da. Indiferent că eu lovesc mingea ca Gheorghe Hagi. Eu pot să lovesc la Gheorghe Hagi, asta fac în curtea școlii. Lovesc mingea, bine, Gheorghe Hagi vedea, da. Da, lovesc mingea incredibil, ca și Cristiano Ronaldo, dar eu n-am nicio informație. Nu ajungi pe teren, vine adversarul, da. Nu mai ai spațiu, vine, face de presiune, asta... nu mai lovești deloc. Se duce. Așa erați și când erați cu echipieri, el mai vocal, tu mai reflexiv, mai tăcut, la fel erați, nu? Da, nu, pentru că el tot timpul așa a fost. Da. Și el tot timpul vorbește și dar trebuie să-l înțelegi pe Alex. Îi place tot timpul și pune sufletul în ceva. Nu, arde, da. Pentru că el nu-i place. Că a eu l-am niște... cunoscut prin 2009, cred, la Timișoara. Am evocat acum împreună, în momentul în care ne-am cunoscut, juca acolo. Era suspendat, mi se pare, cu Stuttgart, juca Poli Timișoara. Și atunci l-am invitat lângă mine. A fost într-un fel debutul lui în ale televiziunii, nu că nu mai pusei până atunci. Și am stat de vorbă, făceam acele studiouri. Prefațam meci în pauze când era ta publicitate și la sfârșit. Și de atunci l-am văzut cât de năvalnic și cât de bun gânditor al jocului este. Adică, păi după meciul, dacă și care atât de multe de spus. Și analizam, cred că, mai bine meciul decât oricine. Păi stăteam la 6-7 inși și că nu, oricum nu puteai să dormi după meciuri. Și dădeau meciul la televizor și începeam așa. Și vorbeam și ei. Erați colegi de cameră? Nu. Știți ce e trist?
Zi. Pentru că lucrez la a nu vorbi foarte mult. Pentru că atunci când vorbești, nu afli nimic nou. Practic, ai o expresie a ceea ce gândești. De-a mă interesează ce gândiți dumneavoastră, ce gândește el. Și să-l faci și pe celălalt să eu să lucrez, se exprime, da. Să și faptul că ați pus punctul pe ei, e clar că încă nu reușesc să fiu un mai bun ascultător. Față de cum era înainte, am zis la, i-am zis și lui Alex, lui Kipciu și cu cine am mai vorbit, s-a schimbat foarte mult. A renunțat aia, că acum mai bine. Da, era mai rău. Păi nu mai eram noi doi aici, așa mai vorbeam. Vorbea doar eu, credeți-mă. Și întorceam vreo oră, două. Nu, dar acum vorbeam lui cel mai serios. Îi spuneam lui două lucruri să le foarte mare la el când stă și ascultă, într-adevăr. Înainte nu te lăsa să vorbești. Nu, n-aveai. Ziceai, după iar el te acoperea, făcea și dădea și din mâini gesturile. Ei, acum credeți-mă că e foarte bine. Era mai mult decât pantomimă, era și monologul. Acum e foarte bine, acum suntem bine, suntem în siguranță. Încă mai putem să, suntem să spunem și noi cum ne cheamă. Nu, e. Pentru că el e bine că și-a dat seama și uitați că a făcut un progres. Și încă dacă el zice, poate să lucreze. Dar eu că zic că e ok spre drumul cel bun. Pentru că a avansat foarte mult. Arată cât de mult arde la flacăra asta fotbal. Da, da, nu, îl doare. Un om superficial n-ar fi așa. Ăsta e adevărul. Ar fi mai degajat, mai... Și vorbea doar despre el. Generalist în lucruri, în vorbe, expresii de-astea uzate, tocite, pe care le folosim și le driblăm toți. Corect. El are, uite, puterea asta de a duce dincolo de... Asta el caută ceva. Și oamenii te redescoperă caută ceva și te eu sunt convins că va găsi. Da. El știe ce vrea. Să dea Dumnezeu, adică amândoi să găsiți, pentru că și meritați. Urmă, fiecare are drumul lui, dar eu sunt convins că tocmai acest purgatoriu al vieții voastre fotbalist, e bine să, urmă, să aibă un reflex frumos în realizările ca antrenori. Absolut. Și drumul ăsta atât de alambicat, întortocheat, plângeți la obținerea licențelor. Și da, păi tocmai de-aia v-am zis că ați ales calea cea mai grea și care parcă devine în ce în ce mai grea în România. Statutul antrenorului este și jucătorii și-au mai făcut sindicate, mai au asociațiile lor. Păi, antrenorii au rămas și sunt... 2 ani sau 3 ani de judecat pentru carnet. Doar pe cont propriu. Am fost aproape. Și parcă fiecare își vede doar propriul interes, nu vă vedeți un interes general în care să vă puteți apăra statutul, să puteți să aveți demnitatea profesiei și a poziției pe care voi trebuie să o căpătați într-o echipă. Da. La urmă, noi vrem să ajutăm fotbal, nu vrem să-l omorâm sau vrem să suntem luați de pe stradă și venim acum să inventăm noi fotbal. Nu. A jucat fotbal la înaltă performanță și noi încercăm să venim cu ceva în fotbal din România, dacă poți să ajuți cu ceva. Da, da, asta trebuie să vedeți ceva încredere, să aveți șansa să o arătați. Că dacă doar stăm și discutăm noi între noi, adică nu prea suntem lăsați, aia e ideea. Păi asta, exact asta se întâmplă. Despre asta vreau să vorbesc. Păi la un moment dat, nu știu dacă ați făcut așa statistică, au fost 7 antrenori străini în prima ligă. Și noi aproape jumătate în echipe aveau antrenori străini. Antrenori străini, vorbim de jucători. Ați vorbit de Oțelul Galați. De jucători nu mai vorbesc. Asta e ideea. Adică hai să credem puțin și jucătorii români, că sunt jucători valoroși. Dar noi la noi cum apare unul? Păi ce facem cu... Ce pușcărie asta? Dar dacă îl vedem pe la străin care vine din Liga 3, mamă, ce fotbalist e. Nu. Hai să încurajăm jucătorii din ei. Hai să le dăm speranța că sunt buni. Și sunt buni. Au calități mult mai bune. Eu vă zic de ce văd la mine și în academie și la echipă. Au calități, dar ei nu sunt ajutați. Nu sunt lăsați. Nu li se dă încredere și nu li se dă continuitate. Și atunci, ce vorbește și Alex despre creierul, ok, faci un meci bun, două, dar după aia când joacă un meci prost, îl scoți și îl faci bardap sau îl faci din toate felurile, săracul copil nu mai știe ce să fac. Păi în spiritul realismului care caracterizează discuția noastră, vorbeam și cu Alex mai înainte, în spatele acestor situații, se pare că sunt și niște interese. Corect. Adică nu trebuie să fugim de... Și de aici avem frustrările jucătorilor, de aici intervine totuși. De asta nu mai avem noi mentalitate, că toată vorbim de mentalitate. Păi mentalitatea aia afară nu o au, din ce cauză? O au și noi nu avem. Nu mă gândeam că și voi ați făcut parte din vestiare, dacă nu erau chiar ca acum pline de străini și când se creează aceste dezechilibre și din salarii și din aprecierile care se fac și din crederea care li se acordă lor cu prioritate, n-au cum să ducă spre o formare a unui colectiv puternic. E o problemă asta. Și rușii erau inteligenți, n-aduceau niciodată mai mult de 2 jucători dintr-o singură țară în echipă.
așa nu facă, nu, să nu facă bisericuța aia lor, da. Cât mai mulți ruși. Da? Pentru că ei aveau cultura lor și trebuiau lucrurile să desfășoare așa cum se desfășoară în campionatul Rusiei, nu cum se desfășoară în România. Da, exact ce spuneam, chestia cu identitatea cluburilor și a echipelor. Asta vorbim și la asta te doare. Iar, într-adevăr, dacă există foarte mulți jucători străini, mai ales când sunt de o anumită cultură, vor încerca să controleze grupul, că e în firea umană, e natura umană. Și ne putem aminti momente de genul ăsta. Sunt legile astea chiar cu noi doi în vestiar. Păi de-aia mă gândesc, legile astea nescrise ale vestiarului, care voi între voi acolo rămâne, să creează niște ierarhii, niște paliere, niște etaje pe care vă situați. Da. Cum ați reușit să vă impuneți? Ați călătorit pe la mai multe echipe. Tu parcă mai puține. El a fost în mai multe. Te adaptezi la grup. Păi n-ai ce să faci. Asta e. Și vezi la... unde e locul tău. Pentru că ierarhic ești undeva. Sigur că fiecare vrea mai mult, e natura umană, da. Depinde de persoană, de caracterul fiecăruia. Că la urmă, asta contează cel mai mult. Dacă eu știu că intru într-un vestiar și trebuie să respect niște reguli, trebuie să respect omul care e capitanul, vicecapitanul sau... cei cu experiență mai mare. Nu? Trebuie să mă adaptez și adică, bă, ok, văd aia, că eu sunt... Îți vezi poziția și locul tău și după ăla pleci și apoi începi să după un meci oferi. Bun. Păi la noi s-a întâmplat după un meci bun făcut de cineva și mamă, și-l luase aripi, era... Cine? Nu dăm nume, că n-are... Deci să-ți dau un exemplu, e bine să dăm și exemple din cont de discuțiile generaliste. Da, n-are rost. De asta zic, nu... Ok, adată... Uite, vă mai întreb un lucru și mai ales pe tine, că lucrezi în vestiarul ăsta atât de complicat, să spunem așa, de colorat al stelei. Diferențele astea uriașe de salarii. Aveți jucători plătit... Da. Aici, eu nu văd o, la urmă fiecare își negociază. Știu, dar ceilalți cum reacționează, cum simt? Aveți ceva probleme cu ei în pregătire, în aregista? Nu le convine sau mărie, domnule, cu el adice are atât, eu de ce am atât. Aici am înțeles că e o situație chiar în derulare acum cu Radunovic, care deși s-a propus o mărire, el gândind ce a făcut el pentru echipa asta atâți ani de zile și văzând unde au ajuns alții, îi se pare că totuși nu e. Păi și ce e de făcut? Dacă nu răsplătit la nivelul la care... Asta e părerea lui. Acum... Da, da, normal, pe fiecare. Eu, și eu aș vrea 30.000 de euro, dar nu-mi dă. Ce facem? Da, da, bine ar fi să nu existe... Sigur, contractul e o chestie individuală, secretă, dar lucrurile astea se află. Sumele astea nici nu ar trebui să se afle în presă sau unde... Fiecare jucător ar trebui să-și vadă doar de contractul lui și atât. La urmă, tu semnezi contractul ăla. Da, da, când ai semnat pe 5 ani de zile, ai semnat sumele care le-ai semnat, ți-a convenit? Da. Lua ăla la alt, îi mărește în 2 ani de zile. Nu mai e problema ta. Teoretic, zic, nu. Și du-te, teoretic nu, dar faptic... Ia-ți actele și du-te și semnează pe... suntem și n-avem... Corect. Ce mai vorbeam noi aici, te comparația... Te doare, normal care te doare. Faci și sapă, e picătura chinezească sau chiar mai mult, care sapă și... Asta erau și înainte și la noi investiari erau, dar nu ne interesa. Bine, nu erau chiar așa mari diferențe. Erau diferențe. Dar erau jucători care aveau salarii mai mari ca mine. Că și erau rezerve. Dar nu m-a interesat. Da. Observațiile astea pe care le face Gigi permanent, voi ați, mi-aduc aminte, tu ești o chestie foarte frumoasă. Și nu mi-aduc când a spus el treaba aia că dorm pe teren, cât te-a afectat și și acum. Tu, așa, te macină vorba asta. Bine, asta am zis. Pentru că era exact total contrar lui tău de a fi și de a juca. Până asta i-am zis, așa e, l-am sunat după ce a văzut declarația. Și am zis, Gigi, orice nu vă convine, dați-mi actele, plec, n-am nicio problemă. Dar nu spuneți că dorm. Eu nu dorm. Orice, o alunecare tot o bag. Sau îl dau pe unul jos. Un faul tot fac. Poate s-a odihnit Gigi în timpul meciului și n-a apucat să vadă. Da, mai am mai citit, a văzut-o, da. Asta zic, asta e. Și îți rămâne aici. De asta zic. Și e foarte greu. E foarte greu. Auzi, Mihai, dar care este adevărul? E call center acolo la Steaua? Cum zic ăștia, telefoane, continuu. Zic de 8 ani de zile, 9 ani de zile tot aia. Da, știu, păi, acum a devenit o chestie, o monedă tocită. Atunci a trebuit să te faci un fix pe bancă și atunci ca să nu mai exige. I-am zis, dar chiar o să facem chestia asta, că vă zic acum în premieră și le-am zis și la băieți, am dat comandă de doctorul să aibă cască cu fir, noi la fel, gen că merge aia și lumea să zică după aia, domnule, că îi sună Nea Gigi, știi? Ca să fie direct firul, să nu mai aibă discuții. Poți pe bancă și au telefonul și nu, ne luăm din ala cu fir, cu cască în ureche, să avem și la revedere, ca să nu mai creăm discuții. Da, nu mai stă cineva cu telefonul, discuții cu meme,
Atât. În rest, nimic altceva să ia. Dom'le, acum ne sună pe bancă sau ne sună... Nu, eu acum spun părere personală și nu vreau să intru în grațiile nimănui. Mie mi s-a părut de cele mai multe ori că acele schimbări, dacă au fost pornite de la el, au fost bine gândite, binevenite și argumentate. Mie personal. Și, până la urmă, tot mai mulți au început să combine de treaba asta. Adică, Diu nu știu cum era la început Gigi Becali, dar se pare că a început să înțeleagă și să vadă fotbal așa cum trebuie. A zis că e foarte nu, mult. Nu au fost, fost schimbări greșite care să dea peste cap neapărat, cât de cât, foarte puțin în raport cu câte s-au făcut, să spunem, în condițiile astea. Nu? Nici nu prea a avut multe variante. Ana, au ce să schimbe. Jucătorii ăștia străini au obiceiuri ale lor, acum echipa asta care s-a cam ferit de străini, acum începe să aibă. Ai 5-6 da. Cât sunt acum. Bă, da. 2-3-4. Da, Risto nu-l mai pun, că e român. Pe Risto e de-al nostru. Cine? Risto, Radu Novici. A, Radu, nu. Da. Nu, dar se întoarce și Edgiu, da, sunt și ăștia ultimii doi veniți. Kiki. De la Sibiu și de la Iași. Cu Baba, da, sunt vreo 5 acum ar trebui să fie. Da, au grupul lor, dar nu că sunt ok, deocamdată sunt ok. Vom vedea anul ăsta. La urmă ori, deocamdată n-am avut probleme cu ei. Mm-hmm. Chiar sunt băieți senzaționali și n-ai ce să... Da, Baba, sunt cu minți. Ei unde locuiesc? Față de ce am trăit cu Tadeș și cu Moche. Aștia chiar sunt pita lui Dumnezeu. Da, da, n-ai, nu, chiar nu. Sunt foarte liniștiți în privința asta. Față de cei care sufereau grav rău de tot. De ce râs? Cu atâta poftă, ce e? Am interesat trezesc numele care le-a evocat el. Au încercat. Păi, toți încearcă, da. Important este să știi să... Da, nu, chiar cu ei chiar n-am avut probleme. V-ați trosnit cu aia care zice el? Nu, nu ne-am bătut. Nu ajunge, nici s-a ajuns la bătut. Nu s-a ajuns acolo. Nu, încearcă oamenii și dacă văd că nu se poate, e ok. Da, da, da. Da. Deci, nu, în liniște, fără să ne bat. Așa la bătaie nu cred că ieșeam prea bine, eu cel puțin. Nu, cred că ieșeam și fonat. Fizic arată toți. Nu, trebuie să știi să te impui la urmă. Suntem români, suntem acasă, nu poți să vii tu să... Ok, respectă-ne. Și da, să fie o chestie reciprocă, adică ți-e bine că și niște bani cât, aici ai venit... Nu sări cât ți-e plapumă, nu? Stai, păstrează linia. Da, da. Faptul că îi respectam a contat foarte mult. Pentru că în momentul când îți respecti cu echipierul, ceilalți văd asta. Când normal. Ești în slujba cu echipierilor, ceilalți văd asta. Și când cineva încearcă să iasă din peisaj, ceilalți spun, stop, la locul tău. Și gata, s-a încheiat. E scurt, e rapid. Și dacă, de exemplu, dacă mi-amintesc situația cu, mai știu, Baob. Da. Când eu am făcut o greșeală și mi-a zis, Baob, trebuia să intervii într-o anumită speță. Și am zis, da, ai dreptate. Trebuia să intervin. Adică dacă ai greșit, asumă-ți. Și oamenii văd, pentru că când ești în ceilalți văd. Chiar dacă nu sunt vocali, observă, stau. Mai ales cei care nu vorbesc. Aia e problema mea. Când vorbesc mult, dar nu se exprimă, da. Nu știi ce observ e. Mai puțin când vorbești. Ești ocupat, ați revărsat creierul tău asupra celorlalți. Da. Și da. Ce observă și văd. Cei mai reflexivi sunt mai... Da. Și văd asta. Și văd când, ok, când ai greșit, ți asumi și ești, în rest ești în serviciul lor. E imposibil că... Adică nu e imposibil, e foarte puțin probabil ca o lovitură de stat să se întâmple. Da. Nu, astea trebuie să-mi preîntâmpi. Da. Revenind, ăștia chiar sunt foarte cu minți și chiar n-a caractere ok. Spuneți-mi așa, intrând puțin în sufletul vostru, cât de greu a fost momentul ăsta în care vrând nevrând a trebuit să pleci din iarbă, să folosim expresia asta poetică, dar care spune tot, adică trebuie să părăsești statutul de jucător. Te duci spre altceva. Mie mi-a fost ușor. Că eu am rămas acolo. Eu făceam același lucru ca și cum eram... N-ai simțit. N-am simțit trecerea și nu e. Mă duceam la programul echipei, eram tot timpul. Mă și băgam în ultimul an, cred că primul an de când m-am lăsat. Am mers chiar, mă băgam și la antrenamente și de ușor, ușor am început. Băi, ieșeam de la o posesie, doar 6-2 mai făceam. A, deci s-a plăcut treptat da, la tine. Da, după aia a venit pandemia, a fost ok. Chiar n-am simțit-o și nu, a fost ok. La mine. Pe mulți îi zdrunci în asta. Tu ai avut și necazul cu accidentările. La mine a fost crunt. Eu aveam accidentări, dar m-am lăsat pentru că în primul rând aveam
aveam minus 2 ani de relaxare, aveam nevoie de 2 ani de relaxare și mi-au fost benefici. Aveam nevoie de terapie și mi-a fost benefică și aveam nevoie de speranță și nu mai aveam speranță că mai pot juca la un nivel bun. Că pot... Și nu aveam speranță, aici era problema. N-aveam speranță că pot fi competitiv, deși cred că puteam să mai fiu competitiv. Lejer. Da, eram, sunt sigur aș fi ajuns competitiv, aș fi reajuns competitiv în condițiile în care aș fi fost sănătos. Dar nu mai aveam speranță. Și toate astea adunate m-au făcut să mă las. În același timp nu vreau să mă las. Păi cred că și era o zbatere, da, a fost război. O zbatere incredibilă până în momentul în care au trecut cam 2 ani jumate, 3 ani în care am reușit să arunc mult din balastru pe care l-aveam în spate și... Păi știu că ai încercat la Călăraș, la Buzău, parcă... Da, la Buzău deja nu mai aveam speranță. N-aveam ofertă, adică aveam una... La Călăraș n-a fost rău, într-o primă etapă. Îmi revenisem, dar da. Am retrogradat. Chiar avusesem... Bine, acolo am revenit după accidentare 9 luni și mi-am rupt metatarsianul și am mai stat 10 săptămâni. Dar am revenit și ultimul meci am jucat foarte bine, except chiar și în ultimul meci în care am pierdut, am avut 1-0, echipa a jucat foarte bine și eu am jucat foarte bine. Am pierdut în 89-96, probabil că am fi rămas în prima ligă și nu cred că continuam acolo. Nu cred, sunt aproape sigur că nu continuam acolo. Da, puteai să pleci, da. Dar după ce am retrogradat, nu mai aveam... A fost varianta Clinceni. După aceea n-am mers la Clinceni, am fost la Buzău, după aceea am avut o singură opțiune și n-am simțit că mai pot fi competitiv și am zis ok, gata, ajunge. Plus că trebuia să mă eliberez și nu mă puteam elibera. Dar acum sunt bine. Sigur, minifotbalul... Păi acum, te-ai băgat în nebunia asta cu minifotbalul. M-a ajutat, dar în momentul ăsta nu pun foarte puțin ego în ceea ce înseamnă minifotbalul. Încerc să mă bucur când sunt pe teren. Când am pierdut, am câștigat, am pierdut finala Champions League la mini-fotbal anul trecut. Da, ți-ai și campion mondial. Da, cu echipa națională. Cu echipa de club am jucat finala Champions League, am pierdut și am vins și campion mondial cu echipa națională. Dar și acolo pot să spun că am fost destul de calm, pentru că ăsta era obiectivul meu. Era pe relaxare mai mult. Nu. Am fost extrem de serios. În schimb, serios în ceea ce înseamnă procesul, pentru că asta pot să controlez într-o oarecare măsură. Da, fără contribuția mai mea la apăsarea rezultatului, contribuția mea la proces. Rezultatul, nu știu, șutează, ce era, nu mai conta. Vine, nu vine, dar... Vine, nu vine, asta e, mai eu am făcut tot ce am putut, da. În privința accidentărilor, tu ai avut mai multe decât, el a mai multe accidentări decât tine, a? Eu am avut doar o operație la... La tendon. Da, la tendon. Aia e singura operație a mea. Unde era atunci? La Steaua. Dreptul femoral, nu? Da. Aia a fost cea mai gravă. Dar în rest... Rupturi musculare. Ai fost mai ferit de... Da, el a avut mai grave. Alex a avut mult mai grav. Să fie de vină jocul tău, implicarea ta sau... Nu. A fost sunt contextul câțiva... particular. Sunt mai, multe, sunt mai multe situații, dar am și eu partea mea de vină. Partea ai mea avut de ceva la genunchi? N-ai avut, înainte? Meniscuri, tendonul la genunchi, tendonul quadricepsului, tendonul quadricepsului. În articulație am avut două meniscuri. La unul și unul la celălalt, nu, gleznele nasol, accidentări 7 luni jumate la dreapta, la glezna dreaptă. El a suferit. 8 luni jumate la glezna stângă. El a fost... Mi-am rupt și mâna la mini-fotbal. Un muzeu al necazurilor. Metatarsian a mai stat. A avut de unde. Adevărat gladiator. Da, nu știu, deci ceea ce pot eu să, la ce pot să mă gândesc este ceea ce puteam eu să controlez. Și erau câteva lucruri pe care puteam să le controlez în viața mea, în recuperare. Și singurul lucru pe care a fost imposibil, ăsta era singurul lucru pe care n-aș fi putut să-l controlez. Faptul că atunci când am fost tânăr, na, și acum sunt tânăr, faptul foarte că atunci tânăr, când eram puști, până la 24-25 de ani, am jucat extrem de mult pe ciment. Extrem de mult pe sintetic, extrem de mult. Terminam Liga a doua, mergi la Liga a doua și jucam apoi de la ora 3 la ora 9 seara. O oboseală care la sfârșit s-a concretizat cu am avut niște consecințe. O uzură, da. Și astea... Ar fi trebuit să le mai eviți. Nu, dar n-aveam cum. Eram prea nebun după fotbal, nu, asta nu puteam. Anumite momente în recuperare, anumite momente în refacere, dacă eram mai atent cu ele și sigur că pot să numesc toate accidentările, au venit cele mai importante, au venit în urmă, au fost mecanici, traumatism. Adică n-am fost singur pe teren și
am fost singur, dar m-am înfipt în pământ, mi-am prins piciorul în gheață. Nu provocate de adversar. Cineva a căzut pe genunchiul meu, da. N-a fost o chestie în care alergam și s-a rupt ceva. Și nu lovit de adversar sau în contact Am fost atins de adversar. Oată cineva a căzut pe genunchiul meu, prima accidentare, aia a fost mare problemă. După aceea, când mi-am rupt peroneul cu cartilaj, cu ligament, cu tot, la gleznă, atunci am fost dezechilibrat, plus gheața de pe teren. Asta e când nu joci la Paris Saint-Germain și joci la Ecaterinburg la minus 7 grade, acum, joci pe gheață. Da, acum nu mai avem fotbal, nu mai avem fotbaliști extraordinari în echipă, dar avem stadioane în ce în ce mai multe, mai moderne, mai frumoase. Avem două. Păi, da. Să mai construiești unul la Târgoviște. Să mai construiești încă unul? Așa, da, da. La Târgoviște. Două. Da. Ce o faci cu ele, nu știu, și n-au echipă. Păi, nu știu, numai. Cum e și ăsta frumos, de unde ai fost tu, la Târgu Jiu. La Târgu Jiu, da. Păcat de stadionul ăla. Păcat de oraș, de da. Echipă. Da. Nu, e... Politicul. Da, neimplicarea, dezinteresul. Corect. De azi, nu creezi cadrul, nu creezi emulația. Da. De eu. Am tot plusat pe chestia cu Corvinu, că este, dincolo de vorbe, de cuvinte, de lozici, dom'le, chiar e un model da. Ce se întâmplă acolo. Implicarea tuturor și în povestea băiatul ăsta, Florin, dom'le, după ce am obținut cupa aia, dom'le, te uiteai la oameni pe stradă, în Hunedoara, erau alți oameni. Așa oameni poți să omorâți. Da, fericire. O zi, două, înainte, acum, toți, femei, bărbați, copii, tineri, bătrâni, aveau o altă mimică, o altă grimasă. Le aduce bucurie. Ce impact poate avea un succes ăsta al celui mai popular între sporturi? Nu există. Când ieși pe stradă și vezi oamenii că te aplaudă sau zâmbesc sau se bucură cu tine, nu știu ce s-a întâmplat în luna asta, mai arată lume, dragostea asta extraordinară a românilor pentru fotbal. Da, a fost tot timpul. Dar acum iarăși au exprimat-o și clar e așa un cec înalt pe care îl oferă. Păi spune mie, mă, vine la Dinamo, meci cu Csíkszereda, da, vin 32.000 de oameni. Da, da. Să bate recordul, bateți voi recordul la național, vine generația aia, nemaipomenită, de 94, depășesc eu cu câteva sute de spectatori. Aveți stadion mai mare? 100%. Ce spune asta? Câte obligații ar trebui să le transmită sora care ne conduc și care ne hotărăsc destinul? Să fac asta. Că de acolo trebuie plecat. Cluburile au interesele lor individuale, private, particulare. Ce vorbea și Alex mai devreme? Dar primăria, cine bagă? Academie. Cineva, da, academie avem, vorba lui, dacă la gala sunt atâtea. Le numim pompos academie. Școli private. Dar nu produc nimic și nu... Și într-adevăr că treceam cu soția pe lângă locul unde și-a făcut șucu, baza aia, fostul Coresi. Și ea, fără să știe multe lucruri, a văzut o cărmadă copii acolo îmbrăcați frumos și zice, mă, ce condiții au. Zic, da, uite, toți plătesc. Cum adică plătesc? Da, toți plătesc. Vezi, zeci de copii aici erau plini. Toți plătesc. Ăsta e fotbalul care se face astăzi. Bun, asta nu e numai... Mai vin și alte probleme. Altă problemă incredibil de mare este că rezultatul este important pentru cei care n-ar trebui să fie important. Adică pentru părinți și pentru antrenori. Da, au interesele astea... Da. Și rezultatul trebuie să fie la nivel de copii important pentru copii. Da, lor să le stârnească un interes, dar o pentru pasiune. Noi, da, pentru noi, cei din jurul lor, este dezvoltarea lor. Dacă nu avem o dezvoltare în gând și avem rezultatul în gând, da, o să acoperim ceea ce nu puteai să facă bine pentru a câștiga meciuri și când ajung la 18 ani sau foarte multe lacune. Aia e vârsta la care expunem lacunile pentru că ei se învețe, ei se dezvoltă. Da, concurență între antrenori. Își pun pe Facebook, am câștigat turneu, am făcut aia, suntem locul 1, suntem cei mai buni. E mândria asta lor între ei, dar... Cred că se rezumă mai și la mândrie, da, dar la bani. Atrage alți copii. Părinți cu copii, da. Mai bine spus, părinți. Acolo că l-a câștigat, hai, da. Scoate 400. Și apoi părintele spune, copilul meu joacă la campioana română. Copilul devine simbol social. Nu știe că nu contează. Da. Că nu are nicio logică. Exact și cu naționalele, când ne plângândim astea, under 16, under 17, nu are nicio legătură. Te duci doar să te plimbi pe acolo. La urmă, asta mare contează, unde te duci. Nu, și în teorie ar fi foarte bună așa dacă ai avea continuitate, adică într-adevăr să începi să vezi de la o vârstă că merge mai departe și că adaugă noi valențe. Eu am fost în ultimul timp la Under 15 sau Under 16, nu mai știu, la 2007, 2008, 2009, la toate am fost.
Dar dacă mă credeți, eu încă cred că se joacă pe pile, cum se zice. Da, nu, bă, este adevărul, nu, nu. Cred, adică mi se pare se vede, adică eu, în lipsa de alfabetului. Vine o Cluj, echipe bune, copii buni. Nu merg la loc, nu știu unii și amotrici, n-au nicio treabă, nu știu cum joacă. Și întreb, dar cine e ăla? Băiatul. Nu știu care, da. Aia zic, a, n-ai cum, aia zic, bă, am trăit asta pe pielea mea, nu vreau să mai trăiesc încă o dată, să văd aceleași lucruri și încă noi nu ne-am de... Lasă-mă să joace dacă merge, nu, hai să-l forțăm și după aia el se lasă și pierdem un copil bun care nu l-ai luat tu și nu l-ai băgat. Aici dacă nu îndeplinește criteriile... Păi, n-are buzunarele pline sau nu știu, că nu toți au posibilitatea. Da, și că e cum? Dacă bă, ia-l acolo, foarte eu înțeleg, ai obligații, ia-l acolo, dar țin-mă pe bac, lasă-l să facă doar antrenamente. N-are ce să caut nici la antrenament. Păi, dacă... Pentru că creează atât de mult spațiu și timp pentru aia bun, încât aia bun să odihnesc. Păi, scot mărul de la... Nici nu-i ajută. Asta da, e. Da, din păcate, vezi, nimeni nu gândește asta. Interesul la meschin de moment, material, de fală, de nu știu ce, dar, de fapt, nu rămâne nimic după tine. Păi cum erau meseria aceea care ați avut și tu la Galați și toate cluburile și înaintea voastră, erau niște oameni de aia dedicați muncii ăsteia selecției și pregătirii copiilor în prime faze care au creat monumente în fotbal românesc. Oia, da, erau adevărați. Bă, ăștia de acum, nu rămâne nimic după ei. Pentru a mă întoarce la punctul ăsta de vedere, pentru că copiii cu bani, copiii ai căror părinți au bani, au șanse foarte, foarte mici să ajungă. De ce? Fotbaliști. Da. Pentru că în momentul când ai tot ceea ce îți dorești, ești într-o zonă de confort acasă. Sportul și fotbalul, dar sportul în general, în sport în general, trebuie să ieși din zona de confort în fiecare zi. Și dacă tu nu ești obișnuit să ieși din zona de confort în fiecare zi, foarte greu pentru tine. Îți sacrificiu. În schimb, da, când e sărat, zona, o zonă de disconfort, da, e ceva normal pentru tine. Te chinui în fiecare zi. Să joci fotbal e doar o plăcere. E cel mai mic disconfort dintre toate pe care le ai. N-ai Adidas, n-ai pantofi, n-ai training, n-ai de mâncare, n-ai rechizit, n-ai nimic. N-ai bucuria asta că alergi după mine. Și atunci, fotbalul care pentru... Asta ți-a rămas. Da. Exact, asta îți rămâne, e o bucurie, chiar dacă în realitate e o ieșire din zona de confort, pentru că trebuie să mă lupt cu tine pentru poziția pe care o ai tu. Da. Unul dintre noi trebuie să ajungă. Nu o să ajungem amândoi. Da, uite, aspectul ăsta îl ridicau și colegii ai voștri de meserie din generațiile mai vechi. Diferența între cei de atunci și de acum este și această fragilitate pe care o au actualii fotbaliști. Imediat cum au o lovitură, se vaită. Imediat cedează. Și când noi jucam și ne-au sus mult și nu e o bravadă așa de ochii lumii. E realitate. Jucam cu gleznele cât pepenele. Ne înfășuram cu dalea, puneam și ne ungeam și intram și jucam. Ce dacă mai aveam o vânătaie, mai aveam... Nu conta. Altă generație. Da. Au fost obișnuiți cu a nu fi în zona de confort. Robustețea dată și asta de traiul mai greu de... Da. Asta este... Practic nu te poți adapta la situații prin care n-ai trecut. Iar dacă treci prin situații grele, vei fi obișnuit cu situațiile grele. Dacă tu n-ai trecut niciodată prin situații grele, pentru că ai toate, de toate, și mai e o problemă în perspectiva asta. La fotbal, foarte mulți copii sărași nu au acces, pentru că este sistemul pay-per-play. Plătești ca să joci. Și cei care sunt... Și ca să te antrenezi, nu mai să joci. Bun, exact. Să ajungi acolo, da. Nu poți să... Să-i vezi. Folosești să-i copiii vezi care ar putea să ajungă fotbaliști pentru că ei n-au bani să plătească. Și ții pe ceilalți care poate n-au nici abilitățile și nici disponibilitatea. Da, ei sunt respinși de sistem. Da, da, pentru da că e o mare problemă. Nu știu, eu mă gândeam la un moment dat că, apropo de eșaloane care trebuie să vină, o șansă a fotbalului românesc este cu acești copii din străinătate. Da. Ai românilor care s-au născut acolo și care încep să lucreze într-un sistem mult mai bine pus în valoare și în desfășurare decât la noi. E o felie a plăcintei pe care o putem considera un plus. Da? Mai sunt și alte felii pe care trebuie să le dezvoltăm noi aici. Da, normal că ai și obligația de aici. Da. Dar e o perspectivă asta. Da, mulți nu o să vrea să vină. Știu că asta, păi avem câteva exemple de curând, că nu mai vor. Pentru că n-ai, decât nu mă ești aici, n-ai trăit aici, nu simți foamea. Când vii din partea aia și ești un pic, probabil singura variantă ar fi că nu-l primesc pe acolo și să ia varianta de rezervă să vină la noi. Dar plus aici că, el nu o să aibă niciodată. Plus că presa a mai relatat niște situații de-astea în care
s-au întâmplat niște minuni pe la loturi și jucătorii de afară le-au sesizat și noi zicem, nu mai am ce căuta. Adică nu trebuie să... Nu le-au convenit. Moralitatea asta a lucrului cu copiii ăștia e foarte importantă. Poate unul mai de anumită vârstă e mai tăbăcit, înghite mai ușor niște chestii. Dar aia mici, care au idealuri, au visuri, atunci se loveze niște șmecherii românești. Asta vor... Normal că va fi. Asta nu-și mai doresc să vină și nu mai merg cu lozinca aia să apăr România, să fiu mândru că sunt român, în România și chestii de-astea. Adică dacă tu le creezi într-adevăr cadrul ăla stimulativ și să-i apreciezi așa cum trebuie, să-i pui în valoare cum este. Da, nu, vorbeam și cu Dumitru Moraru, apropo, că an de zile a lucrat la nivelul ăsta al copilului juniorul, spunea că este cea mai mare problemă a fotbalului românesc la ora actuală. Cea mai mare problemă. Și dacă nu ne scuturăm și nu găsim soluții pentru a rezolva lucrurile astea la nivelul de jos, n-avem perspectivă. Da. N-avem viitor. Așa e, din păcate. Așa. Ne cârpim, dar... Ne păcălim. Da. Singuri. Hai că mai treci un an, hai că... Adică sunt prea puține locuri în care se lucrează cu perspectivă, cu planificare, cu etape, cu științific, cu gândind ceva. Ce să mai vorbești, cum se numește, o școală de fotbal românească? N-ai cum să mai vorbești ceva. Când... Nici, cred că nici măcar la nivelul primelor reprezentative, asta de tinere și aia mare, noi nu putem gândi lucrurile să meargă la fel. Că n-ai jucători, dacă ai vrea un sistem, să-și dăm asta un sistem românesc care ne aduce reușită. Să-l împrinși pentru unii și pentru alții, n-ai, pentru că una e să ai tu teoria și Alex e doxă la teorie, dar formă să ai și piesele care să le așezi pe tablă. Nu? O să le aibă. E greu, e greu. Ați ales, v-am zis încă o dată, repet, ați ales calea grea. Deci tu acum vei fi din toamnă, vei putea fi antrenor. Acum, de-aia, n-am vacanță, termin carnetul de antrenori. Pe 11-12 avem examenul final la carnetul de antrenori și pe 23-24-25 am ultimul modul pentru licența în Moldova. Normal ar fi la începutul iulie. V-a ajutat că e un gălățean acolo, șeful școlii la Chișinău? Ne-a ajutat. A fost omul de legătură. Dar într-adevăr a fost un suport pentru noi și pe această cale chiar îi mulțumesc. Și cu cât cred că am recomandat eu 10 sau 12 inși care au vrut să facă în Moldova și acum sunt de la carnetul de antrenor care iarăși m-au întrebat cum e acolo, dacă pot să merg și am zis... E foarte bine, da, e o experiență că tu ai trecut-o, să o recomand și altul. Alex, că Alex vrea să începe AU cu B-ul, din câte am înțeles. Alex, dacă e în activitate Chipciu, nu poate să facă AU. Și am zis, vorbești și poate poți în Moldova, că... Nu e nicio problemă, dacă ai carnetul de antrenor. E prea, prea așa, prea îmbârligat drumul ăsta spre licențele astea, spre... Te omoară. Și parcă te termină psihic, dincolo, nu mai. Da, dincolo de costuri, că am înțeles că sunt și niște costuri. Corect, nu mai pe care nu mor și le permit. Sunt și etapele astea care se întind pe 7-8 ani. Ne dăm examene peste examene și ne predăm materie care normal trebuie să o predai într-un an. Nu ai cum să acumulezi aia, că se schimbă în două zile, îți predă, dai examen. După aia vin alte două, dai tasul în trei zile, îți predă și iar dai alt examen. N-ai de unde să acumulezi atâta informație, să înveți, n-ai timp. Păi te duci pe teren acolo la specializare, la FRF, iarăși la fel. Sunt lucruri care tu ai făcut și nu mai merge. Nu mai merită, nu mai merge. Să stai 4 ore în soare doar așa de dragul de a-i sta. Deci teorie multă, dar mai puțină aplicabilitate în... E foarte bună și teoria, că nu e, e senzațional. Am înțeles că tu, deși ai fost oarecum refractar, că ai și fost măr al discordiei tu și cu Marius Croitor la un moment dat, pentru îndrăzneala de a ridica în picioare și a striga la niște jucători, până mă te-ai convins, mă, școala are rolul și rostul ei, da. Corect. Dar eu nu aia, n-am zis că eu aș face o și m-aș duce aia. Dar selectează puțin. Foști fotbalist sau care au, nu poți să mă pui în același cu... Da, făcut o programă adaptată... Ei, asta e ideea, mă pui cu cineva care vrea să fie profesor de sport la școală, doar acolo. Aici, asta e singurul lucru. Îmi predă același lucru care îmi predai la profesor de sport sau la, nu știu, care vrea doar la copii și juniori. Under 12, max. Da, da, da. Și atunci mie nu-mi convine să stau să fac același lucru sau să... Nu știu, da, în fine. Mai are rost. Eu am o problemă cu numărul de ani de care am nevoie pentru a face licența pro.
Și pe lângă asta, la pensie. Pe lângă asta, un an de zile n-am putut să fac carnetul pentru că nu era o școală care făcea carnetul. După care am făcut 2 ani carnetul, au trecut 3, deci. După care un an n-a fost nicio problemă, nu s-a întâmplat nimic. Iar și un an pierdut. Da, 4. Plus încă un an. 5. Până în momentul ăsta, dacă n-aș fi fost în Germania să-mi iau licența B, n-aveam nici măcar licența B, pentru că fără carnet nu poți să iei licența B. Ai luat în Germania B-ul? Da. Și problema este că nu e chestia federației, asta e chestia legilor statului, dar cred că federația poate lupta pentru a elimina această chestie, de care noi până la urmă am trecut, că și el în situația asta am trecut, dar și pentru ceilalți sigur. Deci am 5 ani de zile. Și ani, vă spun, am pierdut, dar în care vă spun să sincer, nimeni nu poate să înveți pe nimeni să fie antrenor. Corect. Toată lumea poate să ne înveți teorii și poate să ne sfătuiască atunci când noi greșim, poate să ne oferă un feedback, dar să ne înveți să fim antrenori, numai noi pe noi ne putem învăța. Și practica, prin a fi antrenor înseamnă să practicăm, să greșim și să îmbunătățim ceea ce am făcut, să facem mai bine ceea ce am făcut mai rău în trecut. Și asta o putem face numai noi când suntem cu echipa noastră. Profesorii ne pot învăța teorii, e o parte integrantă a competenței, ne pot sfătui, ne pot oferi feedback, dar ei nu își pot asuma nimic, pentru că la final eu sunt cel care sunt dat afară dacă echipa nu are rezultate. Da. Nimeni nu te poate învăța să fii antrenor. Cineva te poate învăța lucruri despre a fi antrenor, dar nu a fi antrenor în sine, doar eu practicând. Iar eu, neavând licență, nu pot să practic. Lucru mare este că totuși aveți și tăria să vă duceți spre acest statut cu toate greutățile, toate gardurile pe care trebuie, o cursă cu garduri asta voastră pe care o străbateți, cunoscând cam ce se întâmplă în ziua de astăzi, sau de fapt nu numai în ziua de astăzi, în perioada asta cu antrenorii români. Câțiva se învârt în cerc și trec de la o echipă la alta, indiferent de rezultate sau nu. Cred că mulți dintre ei și-au pierdut speranța. Asta e primul meu gând când vă auzi. Păi și foarte mulți, foarte mulți care stau pe margine. Au actele în regulă, nu li se dă nicio șansă. Și nu o să le dea. Nu mai are lumea încredere. Patroni sau nu știu cine. Nu. Mai e un aspect care m-a întristat. Câteva nume mari, nu dăm nume ca să nu crede cineva că avem ceva cu vreunul, care au fost pe afară, n-au făcut mai nimic, ba, au retrogradat echipa, s-au adus pe ultimele locuri, care aici erau mari în gara noastră mică și se întorc înapoi și sunt pe cai albi. Și zmei. Sunt pe cai albi și tot ei sunt cei care nu vreau să-i numesc. Natura umană își dorește siguranță. Și pentru că cineva a câștigat în trecut, e mai multă, oferă mai multă o așteptare a siguranței decât să încerci cu altcineva. Da. Eu nu am nicio... Faptul că eu am sau nu am o ofertă, eu nu cred că problema mea este în a mă gândi la șanse, pentru că șansele nu depind de mine. Eu pot să fac doar ceea ce depinde de mine, să fiu cea mai bună variantă de antrenor posibil. Dacă voi avea sau nu o oportunități, și unii au mai multe oportunități... Să o poți să arăți. Da, dar asta nu ține de mine, pentru exact. Că ține de club. Exact, da. Ține de club, ori ține de oamenii care se uită la un podcast și spun poate are un punct de vedere, hai să vorbim cu el. Păi a fost o perioadă în care au fost antrenori luați de la televizor. Da. Un patron îl vedea pe ăla acolo, ce bine zice, ce nu știu ce, îl suna a doua zi. Au fost vreo 3-4 situații recunoscute de conducătorii de club. Dar bineînțeles, dar fiecare om încearcă și noi, șansa noastră ca foști fotbaliști, este că avem o oarecare notorietate și încercăm să ne menținem la televizor, pentru că asta ne oferă o oportunitate în plus. Dar să fiți cunoscuți, transmiteți ideile. Asta ne-am câștigat-o pe teren, dar mai departe, chiar dacă mai suntem fotbaliști, asta ne oferă o oportunitate în plus. Nu, dar apropo de asta, că e moda asta analiștilor la televizor, din rândul foștilor fotbaliști. Mie mi se pare cea mai bună variantă, adică intrăm și noi în rândul lumii, cum s-ar spune. Păi dacă voi, oameni care v-ați mâncat viața, sănătatea pe teren, știuți toate, dacă voi nu puteți exprima niște puncte de vedere pertinente, argumentate și susținute ca lumea, păi atunci cine? Că așa teoreticieni de ăștia ne găsim o grămadă. Experți, să spunem vorbe frumoase, să sune frumos clopoțelul. Dar mai mare, eu așa zic, nu e greutatea oare ce spuneți voi. Observațiile voastre, chiar și criticile voastre, n-ar trebui să supere pe nimeni. Păi, da. Ideile voastre,
și voi faceți mai puțin asta, dar sunt unii deja care s-au consacrat și care e foarte bine. Că sunt cei care sunt niște ghizi, să spunem aici, pentru spectator, omul, pentru suporter, ca să înțeleagă că pare un joc simplu, fotbalul ăsta. Dar nu-i chiar atât de simplu. Nu-i chiar atât de simplu. În teorie. Te-ai bucurat că au ieșit campioni? Da. Sincer? Da. Nu ți-a părut că nu mai ești tu acolo? Nu. Nu, dar nu mă văd acolo. Nu m-am văzut acolo. Dacă mă raportez la mine, mă pot raporta la mine acolo ca jucător, dar nu la mine acolo ca antrenor. Bine, asta eu nici nu... Da. Păi da, nu știu, dar de ce să nu mă bucur? Nu am... Singurul lucru pe care l-am spus și care e poate crea o problemă pentru noi antrenorii, pentru că mă poate impacta personal indirect, este faptul că indiferent cât de mult se implică sau nu patronul Gigi Becali, poate patenta un mod de lucru care se poate răsfrânge și asupra mea în viitor. Și faptul că ei câștigă și ceilalți patroni văd asta, spun, a, ok, dar la pol opus, pentru că aici e foarte interesant, la pol opus, Adrian Mititelu cu echipa au retrogradat. Un lot excelent. Da, și au patentat în mod negativ această practică. Cât de mult există ea? Mă, nu spun că se implică cineva mai mult sau mai puțin, dar există o implicare. Ăsta e singurul punct de vedere pe care îl simt personal și care mă poate, într-o oarecare măsură, mă pot simți cumva dezavantajat. Dar nu, chiar mă bucur că a câștigat. Nu, acum, apropo de această implicare a lui Gigi, părerea mea este că mai mult se vorbește decât se întâmplă. Dar s-a creat așa o umbrelă sub care e ușor să așezi, să arunci diverse aprecieri, și el o întreține, că îi face plăcere să într-un fel indiferent de ce se întâmplă să-i acolo stârnească pe ăștia care fac diverse comentarii, n-are nicio reținere, alimentează chestiile astea. De eu am așa, fără să am elementele concrete, părerea că nu e chiar așa. Nici eu n-am elemente concrete. Nu întâmplă da, asta. Ia zic, că da, tu... Noi vorbim și eu și el. El nu mai e acolo în familie. Eu mă uit ca spectator, ca telespectator. Nici nu știu cu ce să încep. Primul rând, Nea Gigi niciodată nu... Orice i-am zis, n-a zis nu. Sau să zic că îl bag pe ăla și eu zic, nu, Nea Gigi, mai bine. Da. Bine, tată. Deci vă ascult argumentele. Absolut. Niciodată n-a făcut chestia asta sau nu o să facă niciodată. Dar cum faceți discuția asta? Vine pe acolo sau nu prin telefon? Nu vine niciodată. Planul de antrenament și antrenamentul de Nea Gigi n-a mai venit la bază de 3 ani de zile, cred. Serios? N-a mai fost acolo la Berșin? Va veni la biserică, dar vede, la noi în vestiar sau la băieți n-a mai fost de pe vremea lui Vintilă, să fac, nu mă înșel. Argeș Vintilă? Da. De atunci? Da, așa cred. Numai, dacă nu țin, bine, trebuie să știi că ești acolo. Asta zic. Și plus faptul, atâta timp cât te lasă, faci un plan săptămânal, faci antrenamentele, nu te deranjează cu aia, să oferă toate condițiile. A luat campionatul cu 3 etape înainte. În condițiile în care lucrăm noi să iei campionatul, mi se pare că asta e un lucru mult mai bun pentru cei care suntem acolo și lucrăm în condițiile astea. Suntem mai mândri și ne facem mult mai responsabili și mult mai buni. Pentru că e foarte greu să lucrezi în condițiile astea. Deci numai cum zice Alex. Da, deci numai telefonic aveți discuțiile cu el. Și cu cine vorbește? Cu Meme? Cu cine? Și cu mine, cu Meme. Că nu vorbește. Și Meme vine la bază, cu Meme ține legătura. Dar nu există. Aralambos l-a sunat vreodată, a vorbit cu el, nu? Ba da, da? Vorbim și cu el. Dar nu e, ne sună și ne treabă și de jucători acum, că domnule, ți-o leau pe ăla, nu leau pe ăla. Adică avem discuții. Am cere părerea. Da, absolut. În orice. Că, cum e la antrenament cu tatăl? Numai el hotărăște transferurile. Cui... Dar ne cere părerea la orice. Pe cine îi place lui să... Dacă îl sună pe Meme, după aia îi zice Meme. Nu, după aia Pinte, tu ce zici? Haralambos, tu ce zici? Adică nu există. De asta e. Ok, alimentează el foarte mult și îi place. Probabil și o să mai facă. Da, nu asta este, nu. Pentru că vrea să dea subiectul, dar nu ne interesează. În privința asta. Asta zic, atâta timp, că asta a fost dorința noastră a celor din staff, băi, hai să câștigăm campionatul ăsta, să le arătăm că se poate munci și în condițiile astea. Dar e un om care înțelege fotbalul și un om care ascultă. Nu știu cum a zis Alex în partea aia sau pe la alte echipe cum se face, dar... Ce s-a întâmplat nu la noi chiar a fost... Eu asta cred ce spune și el. Nu. Să nu că nu le știm, dar le bănuim. Da, doar... Adică Gigi face nebunia asta că se exprimă.
că îi place și apare de câte ori e chemat, sunat, vorbește. Alții tac, dar poate fac mai multe. Problema e când intervine un primar sau cineva și te dă afară un primar care nu are nicio treabă cu fotbalul. Și aici e problema mai mare. Absolut, nu se compară. Păi, un om aici care plătește bani din buzunarul lui... Când te dă un primar și vin... Sigur, are tot dreptul să spună ce are de spus, să decidă unul care dă bășii de banii lui. Da, absolut, absolut. Asta, da, înțeles. Asta e din înțeles. Dacă exact. Cineva dă banii contribuabililor și sigur că e în beneficiu tuturor antrenori, jucători, nu suntem... Exact. Nu suntem ipocriți. E greu să decidă unul, da, corect? Dar... Ok, dai banii pentru a-ți face o campanie electorală sau din alte motive, că îți place ție, dar pune pe cineva care conduce clubul, nu-i conduc ca la fabrică. Da. În concluzie, ai luat campionatul și ai dat peste nas la multă lume. După 9 ani de așteptare și poate... Și cu 3 etape înainte. Chiar asta a fost un lest, aceste nereușite. A de acumulat în timp cu antrenori foarte buni. Au râs, în trecut, au luat așa care n-au reușit. Balon, că mereu ești pe locul 2, că mereu ești perdant, la mustață acolo, dar ai pierdut. A reușit un om care a venit din Cipru, care nu cunoștea nimic, s-a trezit într-un vestiar în care eram doar români și omul n-aia, dar a fost o emulație senzațională între noi. Și asta zic, am lucrat într-un mediu plăcut și se pare că am lucrat bine. Neuberg tot așa zbiri este? Tot, nu. S-a mai potorit cu... El își aduce aminte ce a tras. Nu, pe asta zic, nu mai are materialul. Nu mai are, nu mai are materialul. Nu. Nu mai are adică materialul. Adică se adaptează la... Păi, n-are cum. Îi omori, îi distrugi dacă îi pui să facă ce făcea Borcean. Asta e ideea, n-ai cum. 10 ani. Nu poți. Asta 15 ani. Până la urmă, asta este abilitatea unui antrenor. Să te adaptezi la jucătorii pe care ai. Nu se face același lucru cu toți. Asta nu înseamnă cunoaștere. Asta înseamnă ți-a ieșit odată și încerci să repeți. Un șablon pe care îl repeți indiferent atunci de ce... Atunci e simplu. Iau exact șablonul ca la un antrenament, că nu ți iese. Imediat trebuie să te adaptezi să-l schimbi. Dacă nu ți iese, nu? E același lucru. Da. Trebuie să faci emulația aia, să te dai după un jucător, după una, după altul. Să-i faci să simtă bine. Vă pun o întrebare de culoare. Un jucător cu care ți-ai fi dorit să fii coechipier când erai fotbalist, nu numai la asta, oriunde ai și din țară și de afară, unul care ți-ar fi plăcut să fie alături de tine în echipa în care erai tu? N-am cum să vă răspund la întrebarea asta, pentru că, așa cum v-am zis, până nu pui doi jucători împreună, nu știi cum se vor înțelege. V-am văzut cu Sân Mărtean într-o poză, vedeam acolo, unul dintre artiști în ultimele generații în fotbalul nostru. El a jucat cu Sân Mărtean, adică am fost în echipa unde, dar eram într-o perioadă în care nu jucam, veneam după accidentare. Am jucat 3 sau 4 meciuri cu el, mai ales la echipa națională a fost foarte bine. Da. A, tu te gândești încă o dată la ideea de complementaritate, adică să vă puteți înțelege. Da, la a fi predictibil pentru mine și la încredere. Pentru că ăla e jucătorul care vreau să fiu în echipă și e jucătorul pe care vreau să iau în echipă. Deci trebuie să faci ceva. Voi vreau să fost un yin și un yang în echipa acolo, nu? Da, mi-e de situație acum, da. Contrarii care se... Da. Adună și fac un întreg. Cu jucători în care poți să ai încredere, vrei să fii în echipă. Sau eu am vrut să fiu în echipă. Adică eu știu că va fi acolo pentru mine și el știe că va fi acolo pentru el. Și au fost mai mulți. Nu, dar mă gândesc din postura asta de cărător de pian, revenind la expresia asta. Pentru cine v-ar fi plăcut să fiți cărător de pian? Pentru Hagi, de exemplu? Pentru nimeni. Nu, pentru că ne pun într-o postură numai... Adică oricum tu ai făcut-o, dar măcar să făcut pentru cineva anume. Apărarea e la fel de importantă ca atacul. Eu la mine fotbal joc cu 10, pentru că fac pressing foarte bine. A, de-aia 5 plus 5, 10. Asta e interpretarea, da? Noi vedem fotbalul... Așa la 55. Noi vedem... Nu, dar... Nu, e 5 plus 5, nu e 55. De două ori 5. Ideea e că e la fel de important atacul pentru suport, poate atacul e mai important. Nu, apărarea e la fel de importantă. Da, iau ochii cei care... Dar nu mă interesează ce iau ochii. Asta e lui problema mea ca antrenor. Problema mea ca antrenor e că echipa să ia 0 goluri și să marcheze cât mai mult. Păi asta e, dacă îți trebuia unul acolo în față care să-ți dea această siguranță și bucurie a golului, a victoriei. Da, au fost jucători, dar sunt jucători care au și hobby-ul să apere. Pentru că sunt jucători care se și apără. În ziua de azi nu mai e vorba de hobby, obligație de serviciu, e în fișa postului. Din păcate, puțin o pot face. Tu, Mihai, e un jucător ăsta care... Da, din România e omul de față, cu el am făcut performanță. Da, noi am jucat. Dar el nu știe. A fost bine. Nu, dar nici nu mai contează, dar altul nu cred că s-ar plia mai bine ca el.
și nu mi-aș fi dorit să joc cu altul din România, pentru că ce am făcut cu echipa aia și toți băieții care am format grupul ăla a fost senzațional. Iar de afară mă gândesc doar la Cannavaro sau la Gattuso, unul din ăștia, tot pe stilul ăsta. Nu mi-aș fi dorit, cum zice Alex, un Zecar sau un magician, nu. Mm-hmm. Aș fi făcut o comparație afară să văd ce nivel și cum e, dacă e aceeași. Da. Și în ziua de astăzi vedeți pe cineva care seamănă cu voi în fotbal românesc? E greu să faci. Nu știu. Toată lumea spune, domnule, că Olaru e ca tine. Nu, n-are cum să fie ca mine. Olaru... Nu. N-are nicio legătură. Păi și eu mă gândeam, că mi-am pus și eu întrebarea asta. Nu-l văd, adică n-are nicio... Nu, o diferență. Nu, da. Se duce mult în față. Da, mult, bă, ce n-ai, bă. Îi place ofensiva, poate mai mult decât... Nu stă în spate acolo la... Nu, la Arad. N-am găsit încă ligantii. Din străini nu vreau să nominalizez, dacă ar fi. Nu că nu mi-ar place, dar nu pot, nu-i român. Se anunță un campionat parcă mai greu decât ce a fost până acum. Sunt aceste două orgolii între patroni, între președinți, cum se numesc ei, care parcă au fost răscolite de victoria asta a FCSB-ului, stârnite, zgândărite. Asta e bine. Ei trebuie să investească, trebuie să aducă jucători mult mai buni. Pentru noi, important e că pornim ca favoriți. Acum targetul trebuie să fie mult mai mare. Suntem sus, nu trebuie să rămânem la nivelul care suntem, nu trebuie să coborăm. Păi asta... e o vorbă de asta uzată, tocită. Poate nu e atât de greu să ajungi sus, mai greu este menții. Asta vom încerca că să facem. Că te pândești toți, te vânează toți. Oricum, împotriva noastră, cam toți joacă la nivelul nu 100%, 200%. Și de aia zic, nivelul nostru trebuie să fie mult, mult mai bun anul care vine. Și va fi și un duel extraordinar de tare al băncilor tehnice. Absolut. Nu? A venit și Petrescu înapoi, iată Gâlcă a început bine la Craiova, fără să aibă pregătirea lui cu echipa. Hagi rămâne pe Metereze acolo la Faru. Va fi un campionat interesant, vom vedea. Au adus un nume faimos cei de la Rapid, sigur cu necunoscutele și așteptările de rigoare. Apropo, tu ce crezi, Alex? E bine că a venit acest scoțian să conducă o echipă în România? Părerea ta personală, cum vezi lucrurile? Chiar nu m-am gândit la asta, a fost... Nu știu, trebuie să mă gândesc, să dau un răspuns. Trebuie să fiu atent la răspunsurile de genul ăsta. Da, păi tocmai de aia. Da. Știu că ești atent și cântărești mult și da, filtrezi. Da, mai ales la așa, dacă nu te hazardezi. Ceva, dacă spuneam ceva despre mine, puteam să retractez după aceea. Dacă spui ceva despre altcineva, e mai problema. Așa despre mine pot să fac puțin. Da, e una dintre curiozitățile, da. Cel puțin, viitorului sezon, cum se va adapta și ce va însemna prezența unui antrenor cu carte de vizită deosebită, ăsta e adevărul. E interesant să vorbești în engleză în vestiar, dacă nu vor avea translator, va fi o problemă de comunicare, sunt așteptări mari la Rapid, bine, acum s-au liniștit puțin după play-off-ul. Dezastru, dacă câștig 2-3 meciuri, va fi iar o emulație, da. Da, e sinusoidea aia la ei, dată de patima suporterilor, astăzi toți ar, mâine toți sunt de gheață. Adică rezistența în fața obstacolilor care sunt inerente. Nu știu cum arăta Rapidul cu mine la conducere din postura de antrenor. Pe cum te vezi tu așa ca antrenor? Proiectează-te puțin. O să nu fii, pot încă. Peste 4 ani. Cum te vei manifesta măcar ca imagine a celor din stadion? Te implici? Te agiți? Calm. Crezi că poți să fii calm? Da, să fii... Păi asta fac în fiecare zi. La asta lucrez în fiecare zi, da. Să-ți controlezi. Fi calm, da, fi calm. Acolo este cel mai important lucru, în momentul în care... Ca jucător e simplu, da. Adrenalina asta ți-o descărca imediat, într-o fază, două și te potolei, da. În momentul în care antrenor, ești foarte le adun emoționat, pe toate în tine. Din punct de vedere rațional, ai o scădere și trebuie să raționezi acolo, trebuie să vezi cum poți... Rolul tău nu este să-i ceri pe jucători, că asta e nebunia tuturor. Ce o să întâmplă la pauză? Cum o să-i certe antrenor pe jucători? Nu, antrenorul e acolo. Suport pentru jucători, să-i ajute, să le oferi soluții. Nu e acolo să-i certi, că nu-i tatăl lor, e în acea situație cu ei.
Asta e, deci, antrenorul a făcut tot ce a putut. Nu, n-a făcut tot ce a putut. Da, ce spui tu în teorie e foarte frumos. Da, da, bă, asta vreau. Mă faci curios să văd dacă vei putea fi așa. Asta vreau. Ah, păi asta zic, teoria. Și cum voi fi, așa voi fi. Da. La voi investiar acum. Să mă așteptați 5 ani. Da, 4-5 ani până mi-au licența pro. Da. Dacă nu, cumva vin cu echipa din Liga a 3-a și păi zbor direct până în Liga. Mai repede ăsta ar fi drumul. Dar nu pot încă la nici la Liga a 3-a din postura de principal. Drumul lui Florin Maxim e cel care ar trebui urma și de alții. Da, bum, bum, bum. Da. Una, două, trei, doar nu, așa poți. Nu, el nu a avut un an în care n-a putut să facă pasul. El s-a dus în 2001, a ratat promovarea în 2002. Și abia în 2003 a trecut. Da, da, nu. Maxim a câștigat cam tot ce era de câștigat. Liga, da, pe urmă, da, da, dar și el a început cu un hop. Corect. Care în altă parte ar fi putut însemna despărțirea de el. Da. Că erau, unul erau Șelimbăru și altul erau pretenții la Corvin. Ce a însemnat Șelimbăru? Deci, poate așa. În 3 ani mă vedeți și atunci mă chemați Dumnezeu. Și ne-am dorit și puneți o cameră pe mine. Da, și după meci evaluare acum și spun aici n-a fost bine, aici grimasa asta nu trebuia să o am. Aici am transmis ceva ce nu trebuia să transmit și evaluăm. Faci analiza? Faci, păi da, sigur că da. Păi analiza începe cu antrenor. Corect. Antrenorul e foarte simplu, să duc, să uite la meci. Acum sunt puțin pasiv-agresiv cu antrenorii. Să duc și pac direct pe jucător. Nu, hai să vedem. Hai să vedem cum te-ai comportat tu, hai să vedem ce plan ai și făcut. Și dacă ce ai gândit tu... Și dacă tot ce ai gândit s-a transpus în teren, da, mergem către jucător. Dar dacă ce ai gândit tu a fost total... dincolo de ce s-a atunci trebuie să încep cu tine și lași jucătorii în pace. Creează mediul pentru a jucători. Cum sunt pauzele la FCSB acum? Senzațional. Nu acum că ați și campion, cum erau înainte când a fost... Credeam că ați mă întrebați acum. Nu, acum e clar că e... Da. Multă miere. Cine vorbește în pauză? Cine vorbește jucătorul? Tu? Și eu și Elias. Chiri. Cine are o opinie poate să o spună? De jucător mai ales că cum e Chiri acum că experiență, e liniștit. Mm-hmm. Să vă așteptați să vină Gigi Becali sau nu, nu, păi, nu. Ce vrea să vă spun? Nu, dar dacă acolo sunt fulgere, sunt tunete nu, sau este echilibru și... Nu există certuri sau ceva. Asta e cum ai să... Păi important e primul rând, înainte la vestiar să nu te cerți, să fii nervos. Ok, ești condus. Să devii mai nervos, ce rezolvi? Ești mai nervos pe teren și tot n-ai rezolvat. Și faci și scurt circuite dacă și iau nervii lor și tu nu obții, rar obții un rezultat. Plus faptul să vadă unde a greșit, fiecare greșește. Cum zice și Alex, să le oferi soluții. Ce model ai tu așa în lumea antrenorilor de top? Angelotti. Angelotti, am înțeles că ai și fost. N-am fost, n-am. N-ai ajuns la el? Maxim a fost. A, așa exact, el spunea că a fost, da. El a fost. E super antrenor și cu rezultate și nu știu, pare ușor, zi, la ce jucător are, pare ușor să ia, da. Tocmai că asta, cum asta îți dă greutate. Cum gestionează el situația? La... Asta mi se pare fantastic. Ce pleiadă. A câștigat tot. Super valori, da. Da, rezultatul nu se mai contează. Aici, mi se pare greutatea okay, clubului. Și el, top, mașinărie de fotbal, da. El la el să gestioneze situația asta cu toți fotbaliștii ăștia mari. Și din România n-ai pe nimeni așa care... Nu trebuie să super pe nimeni, dacă e vreunul așa care ți-a plăcut cum se manifesta, ce urmări a lăsat el și în cariera ta și în... Nu, că nu vreau să super pe nimeni. Păi tu mai de nu. Și atunci, dacă nu trebuie să super pe nimeni, nu dau niciun nume. Dacă zici mulți, pe Zdrobi sau care... pe Grigoraș, pe cine zici? Nu. S-au fost mulți. Da. Începând de la copii și junior până la ultimul antrenor care l-a avut, le mulțumesc la toți în fiecare părticică. Nu are calitate băiatul tău? Așa, cu obiectivitatea care poate să aibă un părinte. Nu mi-a plăcut niciodată să zic de să fie sănătos. Și hai când de va ajunge... Îi place? Da, îi place? De plăcut îi place. Adică nu o face așa de gura voastră? Nu. Asta cum a zis și Alex. Acum ar fi cum ne-a. Treci mult la fotbal, că dacă nu... Că se da, a asta fost... se întâmplă. Da, da, nu. Da, la mulți asta se întâmplă. Eu nici mă duc câteodată la meciuri la el sau... Să nu mă vadă părinți pe acolo, zic că iau-te băiatul pintelit sau... Nu. De păi cine are antrenor acolo? Băiat din academie. Nu e nume. Nu, nu. Și de asta nu... Dar nu-mi place să... Ce antrenor lucrează la academia voastră cu copii? Dar nu sunt. Mezei, Lucian Mezei, care e directorul. Mm-hmm. Dar așa ca și nume... Toli Muzac.
Dar a jucat puțin pe la Unirea Urziceni, la echipa a doua. Da, nu e niciun așa cunoscut așa mare. Nu. Sunt din generațiile noi de antrenori niște școlici. Ăștia mai tinerei, nu știu. Academia e separat. O, spune-mi, te rog, Sandu Tudor, ce face acolo? În afară... Dar Sandu Tudor numai de un an jumate, doi ani l-am mai văzut. Nu? Da, înainte da, stătea la bază, stătea la noi acolo, avea camere sus, dar acum nu mai. Și avea vreo implicare și el vorbea măcar lucruri de arbitraj cu voi, să vă, adică nu cu tine, cu jucătorii. Când făceam câte un joc școală, îl rugam să ne arbitreze. Atât. Dar era enervant. Că era prea profesionist. Da, păi el nu, eu așa îl știu și nu. Cartonaș galben care schimbă jucătorul. Da, să ne facem treaba. Avem antrenament, nu-i meci oficial. El o lua în serios. Fiecare, da, asta zic. La un moment dat am zis că nu mai, gata. Las că nu, că imaginea pe care a oferit-o acum când a venit la meci. Dar n-a fost el. Asta e, toată lumea, n-a fost el. Păi de-aia că nu, era greu, dar n-ai niciun element să-l recunoști. Nu era el. Asta e, lumea n-a înțeles aia, dar nu era Nea Sandu. Și de asta, de un an jumate nu l-am mai văzut. Însă că s-a retras, cum se zice. Chiar nu mai... Chiar nu știu, nici cu meme. Știu că l-am întrebat și a zis că nu știe nici el. Chiar nu știu. Deci n-a fost el atunci. Nu. Toți au mizat pe, uite, unul dintre cei Gigi doi. Cu CFR-ul. Da, călugări. Dar apropo, cum l-ați determinat pe Gigi să vină după atâția ani din nou pe stadion? Păi, habar n-am. A zis el, parcă, că soția și fetele a spus. Da, din familie. A pus dorința lor și... Partea noastră, noi îl așteptăm la fiecare meci să vină, dar nu cred că îi place gălăgia. Ei, s-a împățat să stea în fotoliu acasă. E mult mai simplu. Cu telecomanda, cu telefonul. Poți să vezi și relorile. Da, pe... Acolo nu mai ai timp. Viteza prea mare. Așa e. Revenind la întrebarea cu antrenorii, modele sau așa, știi, tablouri pe care ți le-ai așezat. Nu am niciun. Nu, vreau să fac lucrurile cât mai bine. Vreau să pornesc de la mine și să văd cum pot eu să fiu cea mai bună varianta mea. Să termin cu tine. E irelevant să încerc să mă... Da? Când eram mic, era... E normal să ai vise, să sper să fii ca un jucător, dar acum nu sper să fiu ca niciun antrenor. Văd posibile părți din mine în alți antrenori. Sau văd lucruri la alți antrenori pe care aș vrea să le integrez în ceea ce voi face eu. Să adun de la mai mult. Dar la final este despre mine, cum pot eu să fiu cea mai bună varianta mea pentru a fi suport pentru jucători. E despre asta. Dacă devine despre mine, e o problemă, pentru că voi pierde vestiarul și când pierzi vestiarul, nu va avea nimeni nimic de câștigat. Și în final, toți ne dorim să câștigăm. Și sigur că îmi doresc ca toată lumea să spună că sunt un antrenor bun. Sau chiar să fiu un antrenor bun. Dar eu depind de jucători. Și atâta timp cât eu sunt un suport pentru jucători, lucrurile nu vor putea să meargă decât spre bine. E o garanție și o temelie pe care se poate construi. Atât ceea ce pot să încerc eu să fac, să controlez o parte a procesului. Mai departe, rezultatele vor veni, pentru că am și noroc. Și pe Dumnezeu, asta e... Ai avut destul ghinion, ca să închem în forță. Da, e bine că ai această credință și chiar îți doresc să ai șansa să întâmple lucrurile așa cum le previzionezi tu. Vine un sezon mai greu. Apărarea titlului, ambițiile europene. Asta, cred că asta e obiectivul cel mai îndrăznesc sau de demonstrat. Pentru că în Europa majoritatea echipelor n-a mai ajuns și asta e o problemă. Asta încercăm și ne dorim. Dar vom vedea. Da, este din păcate drumul tot mai greu. Obstacole sunt tot mai mari. Da. E dificil, da. Muncind, făcând un cantonament foarte bun, trebuie să speri. Dacă nu speri, nu crezi. Spune un lucru. Ați avut așa niște marote, să spun, ultimele participări europene. Să schimbați echipele, să-i odihniți pe unii, să nu știu ce. Din păcate s-a dovedit că n-a fost de bine. Da, sper că acum... Veți merge pe aceeași idee? Nu. Cred că și jucătorii sunt fericiți să joace dintre ei între zile. Sper să... Știu că voi așa, mai când erați fotbalist, vă dorea să jucați tot mai mult. Păi îl avem aici. Păi de aia spune, adică dumneavoastră nu acceptai lucrurile astea, că de ce să mă odinesc când...
Vreau să joc. Vreau să joc fotbal. N-am carapietă, da, dar asta e problema. Pe termen lung e o problemă. Da, da. Ai nevoie de pauză. E o gradare. Adică 2-3-4 meciuri în poate. E o gradare și de aici, nu pentru etajele nebunia, superioare, da, numai da. Pentru... Păi da, creierul poate, dar restul corpului... Dar din păcate, la ultimele experiențe ale FCSB-ului s-a văzut că, de fapt, anunțai că pui miza pe ăla, o făceai și public, creai un mental nefavorabil jucătorilor și, până la urmă, nu se ieșea nici acolo, nici dincolo. Că te trezeai, vrei să te reorientezi și asta. Cred că asta nu e o treabă benefică, mai ales la mentalitatea jucătorului român. Modul ăsta de gândire e păgubos. În momentul când patronul anunță că ăla e titular, ăla e momentul în care mi-am pus ghetele și hai să vedem cine e titular. Trebuie să demonstrez că merit să fiu pe teren. Ăla e primul moment în care într-adevăr sunt o fiară. Dacă, ok, ăla e titular, fain, bine, bine, salariu, ca idee. Da. Atunci ai o problemă. E o problemă tu ca jucător. Pentru că înțeleg că în momentul când nu se anunță nimic și ești rezervă, poți să... Dar când se anunță, toată lumea vede, tu vrei să fii și tu în prim plan, că de asta te-ai făcut fotbalist. Și atunci e momentul în care trebuie să devii o fiară. Mai mult ca niciodată, trebuie să fii o fiară tot timpul. Hai să încheiem cu o privire spre voi doi. Ca jucători ați fost foarte apropiați unul de altul și, așa cum am spus-o de câteva ori, complementari. Dacă veți avea șansă să fiți antrenor la aceeași echipă, trebuie să fie unul principal, unul secund. Ia ziceți. E complicat asta. Eu las de la mine, las pe principal și secund. Lași principal? Da. Ai accepta să fie Alex principal și tu secundul lui? Oricare din generația. Cum răspunzi la provocarea asta? Da, da, nu știu dacă vom avea șansa asta. Dar e interesant. E o supoziție, așa vorbim. Da. Asta ca să îți dau încredere, să ajungi. Da, când va fi acolo, mai vedem, ia zi. Timpul. Eu sunt convins că va ajunge. Nu, e bine că nu vă descurajează toate hăsișurile astea prin care aveți de trecut. Sunt situații frustrante, dar nu. Dar dacă ne place fotbalul, până la urmă, noi, sau ce obțin eu, dar cred că și Mihai, nu prea știm noi alte lucruri. Adică asta e primul lucru. Sigur, familia, bun, asta e viața noastră personală. Dar în ceea ce facem, practic, fotbalul e ceea ce ne dorim să facem. Și cred că antrenorul e cel mai aproape de a fi fotbalist. Până la urmă, toată viața vom visa să ne întoarcem pe teren. Și pe lăsa să fie principal și o secundă. Sunt mulți care au evitat chestia asta și s-au băgat spre haine frumoase, spre birouri, spre marketing. Am cochetat și eu cu alte lucruri, dar fotbalul mi-a plăcut cel mai mult. Doar că la un moment dat tot în zona asta. Nu, da. Știu, dar și au rămas în zona asta, dar în zona de marketing, de management, de conducere, de coordonare, nu de responsabilitate directă a rezultatului. Că asta e. Antrenorul, jucătorul au responsabilitatea rezultatelor. Mai mult antrenorul cu jucătorul român. Antrenorul de afară, după uitat. Da, asta e o lozincă perfect adevărată. N-ai cum să dai 10 jucători afară, dai pe antrenor. Da. Te vezi antrenor la FCSB principal? Hai, zi. Oh, dar ce m-am distrat astăzi. Ce nu știu, o discuție de vacanță așa. Trebuie să iau licențele și deocamdată până mai durează până iau pro. Dar din toamnă te putem vedea ridicat după bancă? Ridicat, mă ridic, m-a ridicat și acum. Din delegat, nu mai fermoar la... Acum, direct, din la gură? Cred că ce ai acumulat în frustrările din anul ăsta, în care ai stat îngenuchiat acolo. A fost foarte benefic, pentru că a învățat, a fost pus în situația de a nu zice nimic. Corect. Și a putut să observe. Și când ești dacă erai tu în situația lui, tu observam. Care nu-ți tace gurița. Observam. Aveai puterea să taci? E o luptă pe care o duc cu mine. Pe cred că erai eliminat de nu știu câte ori. Nu. Ca și vocea asta mai, schimbi, mai subțire, mai... Te schimbi acolo, e greu, nu e așa. Nu că trebuie să fiu un exemplu pentru jucători, nu. Da? Da, asta nu pot să o fac. N-am cum să ajung să fiu eliminat, nu. Trebuie să evit asta cu orice preț. E frumoasă lupta asta ta cu tine. Da, vedem ce iese, vă nu știm. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, pentru dialogul sincer și lejer pe care l-am purtat, deși lucrurile pe care le-am spus poate sunt de o anumită greutate și chiar gravitate, mai ales cele din zona care ne doare pe toți a copiilor, a juniorilor și dincolo de le privim noi așa, e clar că acolo dacă nu se face nimic, nu avem cum să întrezerim un viitor fericit. Pentru voi, puterea de a rezista în continuare la caznele drumului pe care v-ați înscris,
și să avem satisfacția și bucuria să o vedem antrenori, cel puțin așa, cum am spus, ca și jucători. Mulțumim frumos, la revedere, toate cele bune. Prieteni, vă mulțumim, la revedere, pe joia viitoare.